mașină lângă mine. Prezența a fost de toată lumea semnată? Da. Doamna secretară, părgând și dispozitul verbal anterior? Cine este pentru? A fost aprobat procesul verbal în ședința anterioară, din data de 16.09.2019, 11 voturi pentru și o abținere. Domnul președinte de ședință, vreau să fie proiectul numărul 1, aprobarea continuării evoluției taxei speciale de salubrizare, calitate și proiectul sistem integrat de management al deșeurilor instalate în județul Bacău și a cuantului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, inițiator primar David Costel. Proiectul numărul 2, acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului de salubrizare, inițiator primar David Costel. Proiectul numărul 3, privind modificarea și completarea legalului bunurilor ce au făcut domeniul public al comunei Paraval și Bucul Bacău, inițiator primar David Costel. Ordinea de zi a fost supusă la vot, suplimentarea ordinei de zi a fost aprobată în unanimitate, precum și capitolul diverse. Domnul primar, în acestea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru sistemul și pentru proiectul de sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a fondului taxei speciale de salubrizare pentru 2019. Domnul consilier local, Bucău Vin, Livașa Marcel, Marcel Mihai, propun subvenționarea la bugetul local a diferenței de interese rezultată ca urmare a măririi cuantumului taxei de salubrizare pentru o persoană, motivând că efortul financiar pentru cultorii comune este foarte mare și că având în vedere actualizarea taxelor, atunci când acestea aveau un nivel mai mic, omorirea a lor nu va încuraja populația să plătească în viitor. Domnul primar consideră oportună acordarea unei subvenții, dar că aceasta ar trebui să se prezeze în mod diferențiat în funcție de veniturile populației. Propunerea domnului consilier a fost supusă în voturi și astfel s-a decis în majoritate de voturi să se acorde o subvenție în cuantum de 2,6 de bani de fiecare persoană lunar pentru anul 2019. Cu acest amendament, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Domnul primar, la civile celor de-al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Domnul Bucău Ovidiu a solicitat crearea unui set de măsuri prin care populația să fie consultată în vederea diminuării cantității de bunuri rezultată ca urmare a consumului din acest, reciclarea acestuia și colectarea acestuia în mod selectiv. Totodată, dumneavoastră, consideră că este necesară monitorizarea implementării acestor măsuri, ca și măsuri care se ducă la recuperarea creanțelor, rezultate ca urmare a nevoii taxe de salubritate. Domnul consilier a solicitat publicarea la fișierul instituției și pe site-ul instituției a listei de bonusuri, cum și inițierea procedurilor de executare sistemului. Domnul viceprimar consideră că se implică suficient în activitatea instituțională privind recolectarea primului și că pe viitor se va da dovadă de aceeași implicare. Progresul în ceea ce privește accesul mașinilor cu sumări diferite, dar că este necesară și educarea pe populație care să vină în sprijinul autorităților pentru mișorarea, pentru că mișorându-se cantitatea de economie menajer colectată și costurile vor fi mai mici. Domnul Cipotaru Constantin consideră că restanțiile sunt cei la care mașina de gunoi nu ajunge datorită străzilor înguste, lucruri contrazis atât de domnul primar, domnul viceprimar, cât și de majoritatea consilierilor locale. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire celui de-a treia proiect de hotărâre, modificarea și completarea inventarului bunurilor ce a făcut domeniul public al comunei Caraba, județul Bacău. Domnul primar a oferit informații cu privire la specificațiile tehnice de autoconstrucție. Auto
domeniul achizițional. Solicităm constatarea că va dacă este necesară angajarea unui șofer pentru acest camion. Domnul primar a răspuns că este condiționat de proiect să realizeze acest lucru și că în acest moment aș poate răspunde la inspecția prefectului Bacău pentru a putea modifica organigrama și începe formalitățile de desfășurare a concursului de vederea ocupării postului. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de votul domnului primar al acestui ziua a patra proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concluzionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Proiectul a fost adoptat pe unanimitate de votul. Domnul primar a informat Consiliul Local că a decis să suspende licențele pentru conectarea care s-a aplicat acum în mod individual pentru a separa bani, afara cadrului asociației, făcând considerăm că fiecare localitate are particularitățile sale și că șansele de pune paraba sunt mai mari în comparație cu altă comună. Domnul Cicătăru Constantin a ridicat problema faptului că este necesară ridicarea aplicamentului culturale în comună. Domnul primar a fost de acord că este necesară asemenea locație, dar că deocamdată nu există un teren disponibil pe care să se construiască clădirea. Domnul Filibaș am accept. Consideră că nu se poate amenaja un centru cultural, că se poate amenaja un centru cultural în clădirea școlii din satul Drăgușani. Domnul președinte ședința, mulțumim pentru prezență și așteptă ședința închisă. Completat ceva? Sunt discuții? Aici spun că a fost chiar la sfârșit. Eu am zis, vorbeam despre școala de la Străvan și am văzut-o eu. Aia de la Drăgușani și n-am văzut-o. Am văzut că are o structură foarte bună, construită din cărămidă. La cea de la Străvan m-am referit. Și mi-a spus colegul meu că nu facem cămin cultural. Și am zis, nu era vorba despre cămin cultural. Ea e mică pentru un cămin. Un centru cultural, poți să faci ceva cu copii. Da. Foarte bine a scris, dar era vorba despre Străvan. Că aia am văzut pe eu. Da, dar nu găsești documentația pe Străvan. Atunci lăsați-o așa, că e bine și așa. Până la urmă și Drăgușani o să urmeze. Și lăsați și așa, e bine. Da? Am zis că să aibă utilitate și se pot face activități cu copiii, cu tineri. Deci procesul verbal am făcut Drăgușani. Lăsați-o și așa, da? E bine. Da. Mai sunt probleme, îți pune la vot? Cine este pentru? Domnule consilier, e ordinea de zi, aveam trei proiecte, care am înțeles la doamna secretară și mai sunt încă două. Să punem la vot comentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Da, vedem un trici. Da, alea două. Alea două, care sunt doar de unul. În afară de rectificare. Pot spune eu. În afară de rectificare este aprobarea indicatorilor financiari pentru școala gimnazială Paraba în urma apariției unei hotărâri de guvern de ajustarea prețurilor. Și al doilea proiect, ce este? Rectificarea și ea. Acolo l-am trimis. Da. Să pun la vot cine este pentru. Mulțumim. Cineva împotrivă? Domnul primar, vă dăm cuvântul la proiectul numărul 1. Da, proiectul numărul 3. Lăsăm din stângurile doamnă directă. Primul pe ordinea de zi este aprobarea execuției bugetului.
Dăm drumul, da? Da. Îmi spune de motive privind aprobarea execuției bugetului local la venituri și cheltuieli. Primarul Comunei Baraba, județul Bacău, având în vedere, prevederile secțiunii 4, articolul 49, alineatul 12 din legea 273/2006, analizând raportul domnișoarei contabil digitalul Iulian din cadrul aparatului de specialitate din ordinea primarului Comunei Baraba, județul Bacău, și în temeiul prevederile articolului 45, alineatul 1, colaborat cu prevederile articolului 115, alineatul 1, litera B din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli. Față de cele prezentate, rog analizați și aprobarea acestei hotărâri. Da, da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Baraba și a bugetului activității finanțate din venituri proprii aferente anului 2018. Consiliul Local al Comunei Baraba, având în vedere prevederile secțiunii numărul 4, articolul 49, alineatul 12 din legea 273/2006. Analizând expunerea motivelor primarului Comunei Baraba, raportul domnișoarei contabil judiciarului Iuliana din cadrul aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunei Baraba, județul Bacău, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Și în temeiul prevederii articolului 45, alineatul 1, colaborat cu prevederea articolului 115, alineatul 1, litera B din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli la Comunei Baraba și a bugetului activității finanțate din venituri proprii la nivelul anului 2018, așa cum este prevăzut în anexa numărul 1. Articolul 2. Prin grijă secretarului Comunii Baraba, județul Bacău, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău în vederea verificării legalității primarului Comunii Baraba, județul Bacău, cu compartimentul de specialitate și va fi adusă la cunoștință publică. Mă urmăriți? Da? Bun. Deci, total venituri, prevederi bugetare anuale au fost 8.839,85. Încasări realizate 8.597,48. Secțiunea de funcționare total. Prevăzut 3.068,68. Realizat 3.141,41. Din care, impozit pe venit din transfer proprietăți. Vă mulțumesc capitolul sau capitolul? Domnul Sărim, da? Prevăzut 2,30, realizat 2,70. Cote defalcate din impozitul pe venit. Prevăzut 121, realizat 147,69. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului locale. Prevăzut 510, realizat 510. Impozit pe clădiri de la persoane fizice. Realizat 73,38. Prevăzut 73,38, realizat 43,18. Impozit pe clădiri de la persoane juridice. Prevăzut 22, realizat 14,30. Impozit pe teren de la persoane fizice. Prevăzut 100, realizat 82,07. Impozit pe teren de la persoane juridice. Prevăzut 1, realizat 0,46. Impozit pe teren extravilan. Prevăzut 84, realizat 95,52. Taxe judiciare de timbru. Prevăzut 8, realizat 4,62. Alte impozite și taxe pe proprietate. Prevăzut 7, realizat 26,97. Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate comune. Prevăzut 798, realizat 745,97. Sume defalcate din TVA pentru drumuri. Prevăzut 54, realizat 54. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Prevăzut 1024, realizat 1024. Taxe hoteliere, prevăzut 00, realizat 00. Impozit mijloace transport persoane fizice, prevăzut 61, realizat 54,24. Impozit mijloace transport persoane juridice, prevăzut 50, realizat 48,38. Taxe autorizații funcționare, prevăzut 3, realizat 2,71. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, prevăzut 8, realizat 5,95. Alte impozite și taxe. Prevăzut 2,70, realizat 2,70. Venituri din concesiuni. Prevăzut 30, realizat 25,58.
Alte venituri pe proprietate. 0000. Venituri din prestări servicii. 00 realizat 0,19. Taxe extrajudiciare de timbru. Prevăzut 00 realizat 0,05. Venituri din amenzi. Prevăzut 40, realizat 39,58. Alte amenzi și penalități. Prevăzut 31, realizat 24,11. Taxe speciale. Prevăzut 300, încasat 175,26. Sume din finanțare anului precedenți 0000. Alte venituri. Prevăzut 2,40, realizat 2,36. Vărsământe din secțiunea funcționare pentru secțiunea de dezvoltare. Prevăzut minus 35, realizat 00. Subvenții de stat, ajutoare pentru încălzirea locuinței. Prevăzut 46, realizat 3,84. Donații și sponsorizări. Prevăzut 5, realizat 5. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de legislare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Prevăzut 00, realizat 00. Secțiunea dezvoltare total. Prevăzut 5.771,07, realizat 5.456,06. Venituri din valorificarea unor bunuri, 0000. Program PNDL. Prevăzut 5.367,81, realizat 5.367,81. Vărsământe din secțiunea de funcționare. Prevăzut 315, realizat 00. Sume excedente a bugetului final în secțiunea dezvoltare. 0000. Fondul Social European. Prevăzut 88,26, realizat 88,25. Total cheltuieli. Prevăzut 11.018,65, realizat 9.842,76. Din care secțiunea funcționare total, prevăzut 3.068,78, realizat 2.912,60. Din care, autorități executive, prevăzut 1.467,20, realizat 1.421,20. Cheltuieli de personal, prevăzut 1.223,50, realizat 1.197,01. Bunuri și servicii, prevăzut 273,80, cheltuit 254,30. Sumele cuperate din anii precedenți, prevăzut minus 30,10, realizat minus 30,10. Dobând 0000, bunuri și servicii 0000, dobând 0000. Transfer între instituții publice și centre sociale, prevăzut 35.000, cheltuit 34,94. Transfer centre ocrutire sociale, 35, prevăzut 34, cheltuit. Protecție civilă, prevăzut 56,50, cheltuit 53,14. Învățământ, prevăzut 202,20, cheltuit 182,36. Din care cheltuielile de personal, prevăzut 6,88, cheltuit 0,00. Bunuri și servicii, prevăzut 183,20, cheltuit 174,19. Pichete sociale pentru grădiniță și CES, prevăzut 19, cheltuit 15,05. Burse 0000, sume recuperate din anii precedenți, minus 6,88, minus 6,88. Cultură, recreere și religie. Prevăzut 95,04, cheltuit 92,04. Din care, cheltuielile de personal, prevăzut 47,04, cheltuit 45,30. Bunuri și servicii, prevăzut 23, cheltuit 21,77. Transferul, prevăzut 25, cheltuit 24,97. Asistentă socială, prevăzut 732.000, cheltuit 666,14. Din care, cheltuielile de personal, prevăzut 260,00, cheltuit 255,80. Persoane de handicap, prevăzut 472,00, cheltuit 410,25. Servicii de dezvoltare publică, prevăzut 202,84, cheltuit 193,79. Din care cheltuielile de personal, prevăzut 89,84, cheltuit 86,57. Bunuri și servicii, prevăzut 113,00, cheltuit 107,22. Protecția mediului, prevăzut 120, cheltuit 103,14. La transporturi, prevăzut 158, cheltuit 155,93. Secțiunea de dezvoltare total, prevăzut 7.000.
949,87, cheltuit 6930,07. Din care autorități executive, prevăzut 688,00, cheltuit 9,10. Ordine și siguranță națională, prevăzut 13, cheltuit 13. FIADER 0000. Învățământ. Prevăzut 986,19, cheltuit 863,36, din care active fixe, prevăzut 897,93, cheltuit 863,36. Fondul social european, prevăzut 88,26, cheltuit 00. Sănătate, prevăzut 0,90, cheltuit 00. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, prevăzut 701,00, cheltuit 675,23. Protecția mediului, prevăzut 170, cheltuit 00. Transporturi, prevăzut 5.390,78, cheltuit 5.369,38. Din care cheltuieli de capital, prevăzut 5.190,78, cheltuit 5.169,38. Cheltuieli de capital FAD, prevăzut 200, cheltuit 200. Deci excedent total, minus 2.178,80 prevăzut, realizat minus 1.245,29. Aici am înțeles că acceptezi ca să-i dat o răbundată, nu de ce. Nu, la legătură cu altă. A fost o greșeală, așa. Era o greșeală. Dacă sunt discuții, domnule consilier, cine vrea să ia cuvântul la acest proiect? Nu să-i. Întrebați? Nu. Nu? Da. Am dat așa. Mă gândeam că ai poate ceva. Sunt discuții? Deci? Domnul Bucă, aveți un om. La cultură, recreșere, religii. Prevăzut 95,04, realizat 92,04. Banii aia care am dat noi pentru, s-au cheltuit, asta vrem să știm. Pentru... Nu, nu sunt cheltuit în scopul ăla și nici nu știu dacă i-am dus în altă parte. Nu mai rețin dacă am dus în altă parte. Deci mi-ai dus niște bani pentru... Pentru reabilitare. Nu, 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 mă referam la altceva. La biserici. Tot aici, nu? Da, tot anul. Da, e tot anul. Da. I-au cheltuit, asta vreau să știu. Adică nu s-a mai cheltuit când aia cu cum. Da, știu. Aia așa. Deci aia s-au cheltuit. Da. Și știi care preotul vine cu facturi, cu justificări, cu... Da, da. Le-am întors înapoi, da. Am diferența este să... din banii aia care nu s-au cheltuit, că nu s-au putut din cauza că nu s-au ocupat în spațiu. Și la, aici, la autorități executive, prevăzut 688, realizat 910. La calcaterul? La secțiunea dezvoltare, total. Numărul curent, ia spune. 74. Autorități executive. La secțiune de dezvoltare. 688. Vreți să explicați ultimul de jocul de avem? Hai, la mai spățuri, pare cum. Prevăzut 688. Vreți să duceți mai multe jocul de avem? O minimă. Bine. Ești mai aproape de un joc? Mai bine. Acum se duce în Marișal, că e mai tânăr. A domnul Bucă vrea o explicație la secțiunea dezvoltare, la capitolul, sub capitolul autorități executive. Cam am prevăzut 688 și am cheltuit 9,10. Da, camionul. Camion. Am plătit consultant capilier Chimbuncu și camionul a venit abia în noapte. Așa noapte am plătit camionul. Mâine mai sunt execuția bugetară. Da, 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 da. Prima coloană prevederile bugetare, a doua coloană cheltuielile. Da, da, înțeles. Și nu s-a cheltuit. Nu, greșeau, era o diferență aici da, mare, prevăzut de aia, nu știam de unde... Și... A, nu știu, da.
Mulțumim. Dar să discut la proiectul numărul 1, domnul Consilier? Da. Domnul Bubu, aveți cuvântul. Impozit pe plăveri la persoane juridice. Prevăzut 73. Poziție? Realizat? La ce vreau? La 5. La 6. La 6. 6. Deci prevăzut 73,38, realizat 43,18. Deci o rată de încasare de 58%. Da. Păi aici e de gândit un pic. Deci lumea nu-și plătește impozite pe... Păi dă de gândit pe programul financiar. Vine și spune că avea încasat de amenzi și foarte mulți oameni au venit să plătească impozite, iar banii zicea pe amenzi anul trecut. A, și nu-și mai plăteau impozite. Da, amenda lui a mea, a lui fiul, un arbitru să plătească, i-au luat amenzi din Italia și de treaba lui, major, are familia lui. Și din cauza de nelea dorea că înapoi cu încasarea ta și impozitelor. Da, dar aici trebuie înștiințări pentru mai multe. Poate oamenii nu mai știu că... Înștiințări am făcut și acum trebuie să dau o serie de înștiințări, chiar dacă mă trecut perioada de subvenție a taxelor și impozitelor. E o sumă mare. Niciodată n-am avut noi diferența asta. Noi țineam cont de anii anterior. Da, și la persoane juridice încasare 65%, și aici eu cred că n-ar trebui să fie. Eu știu bine la solicitarea autorizației funcționare. Sau sunt acele societăți istorice, cred că noi nu-și plătesc. Dar dacă nu sunt? Da, tricolorul. Nu? Ești la dezvăluat. Și sunt mai multe. Da. Care nu sunt la rege. Mai era un punct aici la subvenții de stat, dar pare pentru încălzirea locuinții. Deci s-au prevăzut 46.000 și s-au cheltuit 3,84. A fost grevaie, eu știu, documentul pe atât pentru încălzirea locuinții sau... Nu, nu-i grevaie deloc. Domnule, documentație. Numai că sunt mulți care nu au mai solicitat. Sau, nu știu, le-au crescut veniturile și nu mai corespundă cu punctul de vedere a legii. Dar nu este estimare la noi. Ca prevedere, iar cheltuielile s-au cheltuit exact pe număr de cei. Sau pe număr de cazuri. Da, toate s-au depus. Pe dosare s-au depus. Da. Da, atât am să... Ca să-l discute? Dacă nu mai să se pune la vot proiectul numărul 1, cine este pentru? Sau ține cineva împotrivă? Vă prezentat. Domnul primar, putem prezentă la proiectul numărul 2. Prelungire cu... Nu lăsați așa cum e, să-i vedem într-o oră. Dau citire proiectul numărul 2. Despre de motive privind prelungirea validității planului urbanistic general al Comunei Parava, aprobat prin acele Parava numărul 3 din 2001 și prelungit prin acele Parava numărul 37 din 24-8-2016 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general. Având în vedere, raportul compartimentului de specialitate listat sub numărul întocmit de către domnul Sibordei Petruță, referent 3, asistent responsabil urbanism din cadrul primăriei Comunei Parava, prevederea articolului 23 din legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și unele măsuri pentru realizarea locuințelor republicată
cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 45-46, alineatul 13, ale legii 350 din 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 85 din 2012 pentru modificarea alineatul 13 și ale articolului 46 din legea numărul 350 din 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, prevederea legii numărul 303 din 2015 pentru modificarea articolului 46 din legea 350 pe 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, și articolul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 85 din 2012 pentru modificarea alineatului 13 și ale articolului 46 din legea 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 51 din 2018 pentru modificarea legii 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termeni și în temeiul prevederea articolului 45 alineatul 1, colaborat cu prevederea articolului 115 alineatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea valabilității POC-ului urbanistic, planului urbanistic general al Comunei Paraba, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Paraba numărul 3 din 2001 și prelungit prin hotărârea Consiliului Local numărul, am citit mai sus, din 2018, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general. Față de acesta, rog analiza, a analiza și dezbate prezenta hotărârii. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic general al Comunii Paraba, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Paraba numărul 3 din 2001 și prelungit prin hotărârea Consiliului Paraba numărul 37 din 24-8-2016 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general. Consiliul Local al Comunii Paraba, având în vedere dispunerea motivei primarului Comunii, raportul compartimentului de specialitate listat la primăria Paraba de către domnul Sibotei Petruță, referent 3, asistent responsabil urbanist din cadrul primăriei Comunii Paraba, prevederea articolul 23 din legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și unei măsuri pentru realizarea locuințelor republicate cu modificările și completări ulterioare, prevederea articolului 45-46 alineatul 13 ale legii 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completări ulterioare, prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 85 din 2012 pentru modificarea alineatul 13 și ale articolului 46 din legea 350 pe 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, prevede legii numărul 303 din 2015, pentru modificarea articolului 46 din legea numărul 350 din 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul și articolul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 85 din 2012, pentru modificarea alineatul 13 și articolului 46 din legea 350 din 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, prevede ordonanței de urgență a Guvernului numărul 51 din 2018, pentru modificarea legii 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului pentru prorogarea unor termeni. În temeiul articolului 45 alineatul 2 din legea 215 pe 2001, republicată și actualizată, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă ca termen de validitate planul urbanistic general însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 2001 să fie prelungit până la data aprobării în condițiile legii a noii documentații de urbanism. Articolul 2. Conducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se va încredința domnul Dedeu Costea, primarul Comunei Paraba și domnul Sebodei Petruță, referent 3, asistent responsabil urbanism în cadrul primăriei Comunei Paraba. Articolul 3. Prezenta se comunică în instituții prefectului județului Bacău, primarului Comunei Paraba, domnul Sebodei Petruță și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet. Da, e eterna poveste cu Pugu. Anul trecut n-am reușit să obținem acel aviz de la mediu. E greu să găsim proiectanți de mediu care să actualizeze cumva PUC-ul de acum, să-l ducă la dat de 2004, când a fost el întocmit. Se pare că am găsit, am discutat cu cineva, să-i mai lăs până după 10-15 ale lunii acestea, după care să-i dăm serios în obținerea acestui aviz. Odată cu obținerea avizului și de la mediu, vom merge la Consiliul Județean pentru avizare și apoi în Consiliul Local pentru aprobare. Sperăm să nu mai avem niciun obstacol, să avem și noi un buc, chiar dacă nu sunt mulțumit de el, dar măcar să avem un buc să putem da demite autorizații de construcție locuitorului din Comuna Paraba și eventual investițiilor noastre din Intravilan. Dacă aveți alte întrebări, vă să aveți voi. E vorba despre SECE Star, e SRL asta, da? Da, da.
Și cel care a fost înainte, Sece Vanel Exim, și-a făcut? Sece, și pe ăsta în 2004, a fost în 2004, Sece Vanel, Vanim, Excel, parcă nu? Vanel Exim. Vanel, da. Vanel, așa, da. Când am venit în 2005, viceprimar, domnul primar de atunci spune, ocupăm conștiu pe banii, să spune domnul vice, te ocup de avizarea pugului. Am încercat, am ajuns la Consiliul Județean, am înțeles ce înseamnă avizare pug, adică trebuie să facem toate avizele la toți avizatorii din județul Bacău. Nu am avut în contract cu Vanelul întocmire documentelor pentru obținerea avizor și am încercat și am făcut eu așa cât m-am priceput, am făcut extras din pug, din regulament, referitor la avizatori. Direcția Silvic, CFR, UCPI, Direcția Agricolă, toți avizatorii care au fost și spunând la timpul ăla Direcția de Urbanism, că celelalte avize, gen Ministerul de Interne, SRI-ul, Transgazul, le vom obține în Comisia Tehnică. Invitând reprezentanța acestor instituții ale statului. După ce le-am terminat, eu nu m-am ocupat de urbanism, pentru că în 2006, parcă, sau 2007, postul de urbanism a fost ocupat de domnul Țibordei. Am reluat discuțiile după ce am venit de urmare în 2008. Ne-am certat, sau nu știu, am avut discuții cu drumurile naționale două mandate, pentru că am obținut avizul dumnealor. Ne-am trezit fără acele avize, Transgaz, Transelectrica, Ministerul de Interne, SRI-ul, le-am obținut și pe alea și ne-am trezit și fără avizul de la mediu, care acum ne chinuim cu el de 2 ani să încercăm cumva să-l obținem anul ăsta. Așa ca să vă spun o istoria publică. De când sunt eu pe aici. Asta e discuție la cineva cuvântul? Asta e o problemă generală, la toate. Asta e o problemă generală în tot județul Bacău, în toată țara, pentru că nimeni nu a mai investit bani în puguri, pentru că un pug costă destul de mult. Toate discuțiile la Consiliul Județean, fă pug nou, da, bun, facem pug nou, dar finanțare de unde pentru pug nou? Atunci, vă cumva avizați la așa pe ăsta până la următorul pug, sau până când vor fi cumva bani din bugetele Consiliului Județean să ne finanțeze întocmirea unui pug nou. Mult mai real decât ăsta. Deci eu de ăsta sunt mulțumit. Cost, da. Atunci, eu nu sunt mulțumit de el, cum arată, dar măcar să ne putem folosi în ce privește emiterea autorizației de construcție. Adică sunt pugurile astea, pugurile alea care se făceau atunci mai în forță și mai mult din birou decât pe teren. Deci ne trezăm cu zonă neconstruită sau nu prevăzută pentru creșterea animalului la intrare în Rădoare pe stânga, ori aia era la ieșire din Rădoare și pe stânga și pe dreapta pe Pășunii. Sunt niște lucruri pe care nu se mulțumim, dar v-am spus, asta e, mergem cu el așa mai departe. Suntem la vot proiectul numărul. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Da, urmă. Domnul primar, proiectul numărul 3, lăsăm la numărul 5, da? Poate vezi doamnă. Vis-a-vis de pug, bazinul de apă i-a mâncat undeva pe dealul Brescu. Invers. Da. Bun, la domnirea pugului, la mine, mergeam simultan ducea, domnirea pugului și cu construcția proiectul numărul 4. Se vede numele cu apă. Da, expune de motive pe marginea proiectului de hotărâre de modificare a bugetului local. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere legea numărul 2 din 2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018, prevederea articolului 49 din legea 273 din 2006 republicată privind finanțele publice locale cu modificările și completări ulterioare. Prevederea articolului 36 alineatul 4 literal de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată privind administrația publică locală cu modificările și completări ulterioare. Examinând raportul domnișoarei digitalului Ileana Contabil în cadrul primăriei Comunei Parava, prin care se solicită verificarea bugetului local și în temeiul
prevederea articolului 45 al neatului, în colaborare cu prevederea articolului 105 al neatului, litera B din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind fixarea bugetului local, după cum urmează. Proiectul de hotărâre privind fixarea bugetului local al Comunei Parava. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere legea 2 din 2018, prin bugetul de stat pe anul 2018, prevederea articolului 48 din legea 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevederea articolului 36 alineatul 4 litera A din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, examinând raportul domnișoarei Citarul Iuliana, contabil în cadrul primăriei Comunei Parava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, dispune de motivele afirmate că Comunei Parava județul Bacău și temeiul prevederea articolului 45 alineatul 1 colaborat cu prevederea articolului 115 alineatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Parava județul Bacău, conform anexei 1, ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se modifică lista obiectivilor de investiții pe anul 2019 cu finanțare parțială sau integrată de la bugetul local SUSA pentru Comuna Parava de Zbacov, conform anexei 2, ce face parte din prezenta autorării. Articolul 3. Cu ducerea de plină a prevederilor prezente de hotărâre, spune domnule de Consiliul Primarul Comunii Parava, în primul loc cu compartimente de specialitate. Prin grijă secretarului Comunii Parava, prezenta autorării va fi dusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituțiile pentru județul Bacău, trezoria Bacău, Primarul Comunii Parava, compartimentul. Contabilitate. Anexa 1, capitolul 64, titlul 71, canalizare și stații de epurare localitatea Rădoaie și extindere canalizare Parava și Drâmșan, Comuna Parava, județul Bacău, se diminuează cu suma de 30.000 lei. Capitolul 65, 12, titlul 56, servicii complementare educaționale, școală după școală, finanțarea Uniunii Europene, se suplimentează cu suma de 30.000 lei. Ați înțeles și voi explica tot ce a contat sau trebuie să mai spun și eu? Da, 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 s-a contat și da. De fi în buget? Împrumutăm. Dacă sunt discuții, domnule consilier, ce vrea să ia cuvântul? Da. Este clar? Da. Doamne director, o nouă hostilitate? Da, da, da. Telefonic. Telefonic. Aproape mai târziu. Să punem la vot proiectul numărul 4? Dar detalii despre asta spune să de tot poate condensa. Cam ce constă? E ce limite, nu domnule, nu? Detalii despre cum doamna de ea poate da. Deci misiunea mea a fost doar până la obținerea finanțării. Deci acolo a fost treaba mea. Niciuna din conducerea școlii nu știu cam ce demersul s-a făcut. Ei, de la momentul semnării contractului, eu n-am mai avut nicio treabă acolo. În școala, și în urma școala Parava, sunt mai multe școli din județ în derularea acestui program. Mai fac niște ori după cursul. Da, adică poate mai are nevoie, poate mai are ceva. Nu, poate nu. Să-i lămurie, doamna. Aia e și finanțată. Da. Păi ea e finanțată de la Ministerul Învățământului, iar noi avem confinanțarea pe care am discutat-o și în cursul anului trecut, să ne prevedem un buget. Da, da, știu. Ați spus detalii. Bun, să punem la vot proiectul? Da. Cine este pentru? S-a abținut cineva împotrivă? Da. Păi, hai să-i dăm și cu școala. Da, da. Cu școala sau nu, proiectul mă... Cu școala, că așteptăm că trebuie să-mi dea mai multe explicații. Ăsta a fost unanimitate, nu? Da, da, da. Proiectul numărul 5, da? Dar vă spun mai de aici, te-ai grijă, nu știu ce-ți... Nu, lasă, lasă. Dar vă vezi, așa, Dispunerea de motive privind aprobarea indicatorului economic a serviciilor obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare școlii generalizare Parava, Comuna Parava de Zbacu. Primarul Comunei Parava de Zbacu, având în vedere contractul încheiat cu Medera, Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, numărul 4189 din 12-12-2017, privind finanțarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare școala generalizare Parava, localitatea Parava de Zbacu, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării
numărul 633 din 2016, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumelor alocate acestora pentru finanțare PNDD pentru județul Bacău în perioada 2016-2019, survenită ca urmare a solicitării de includere în Programul Național de Dezvoltare Locală PNDD pentru subprogramul Modernizarea Satului Românesc. Domeniul specific construire, modernizare, reabilitare, drumuri publice, conform articolului 5, litera E, din ordinul numărul 1851 din 2013, obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, modernizare școală gimnazială Baraba, locatea Baraba, județul Bacău. Ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 114 din 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeni. Instrucțiuni 2 din 2018, privind ajustarea prețului, contractul de achiziție publică, adresa numărul 239 din 0602-2019, a executatului SC Elda Cons, Cons RL, prin care solicită ajustarea prețului contractului, numărul 2679 din 23.05.2018. Raportul compartimentului de achiziții publice din cadrul primăriei Comunii Baraba și temeiul articolului 45 aliatul 1 de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice din proiectul de reabilitare, modernizare și școlii gimnaziale Baraba, Comuna Baraba, județul Bacău. Numai că aici e 2019 unde e hotărârea asta. E 2019-2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Bun, mergem mai departe. O vedem și o rectificăm dacă am dreptate. Da. Ea e apărută mai mare. Poate 30, dar... Asta e clar că a apărut. Eu am studiat-o, am văzut-o, știam că o să apară, pentru că dar să-i dă drumul apre și că nu o să vă vorbesc în timp. Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor, deci proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul reabilitare și modernizare școlii gimnaziale Baraba, Comuna Baraba, județul Bacău. Consiliul local al Comunei Baraba, județul Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Baraba, județul Bacău, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul reabilitare și modernizare școlii gimnaziale Baraba, Comuna Baraba, județul Bacău, expunerea din motivele primarului Comunei Baraba privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la proiectul reabilitare și modernizare școlii gimnaziale Baraba, Comuna Baraba, județul Bacău, raportul compartimentului achiziției publice. Legea nr. 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, OUG 114 din 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Instrucțiuni numărul 2 din 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, adresa numărul 239 din 602-2019, executantului SC la Consiliere, prin care solicită ajustarea prețului contractului. Luând în considerare prevederea hotărârii Guvernului numărul 28 din 2008, privind aprobarea conținutului cadrului documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, prevede legea numărul 273 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevede articolul 36, aliniatul 6, litera de legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare și în temeiul articolului 45 aliniatul 1 din legea administrației publice locale 205/2001 republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Se reactualizează indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare școală gimnazială Baraba, Comuna Baraba, județul Bacău, conform anexei 1, denumită devizul general, care este parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2, contarul primăriei va aduce la deplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3, secretarul comunii va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesante. Da, 2018, dar a fost publicat în 2019, de asta aveam o poveste cu 2019.
fost la sfârșitul de decembrie. Da, da, a fost plecat în ianuarie și aveam un fix cu ianuarie 2019. Despre ce este vorba? Ce spune această ordonanță? Datorită creșterii salariale, ofertanții sau, mă rog, societății care avem contract își au dreptul legal să vină cu cerere la noi de ajustarea prețului. Știam, bănuiam că o să vină, au venit amândoi cele două contracte care le avem în lucru. Am întrebat cum e la minister, deci în ordonanță ne trimite clar la... Am spus, da, ne trimite la... La instrucțiunea numărul 2/2018, am studiat bine și această instrucțiune, deci instrucțiunea ANRMAP, ANRMAP-ul declarează lucrul ăsta, și spune cam în ce condiții se pot face ajustarea prețurilor în urma licitațiilor. Am discutat și la Ministerul Dezvoltării, cine se va suporta diferența asta de valoare, nu-i mult, e 46.000 la noi, faptul că suntem avansați cu lucrări, suntem într-un procent de undeva de 80%, diferența de ajustare ar fi doar de 46.000. Deci la Minister mi s-au comunicat că ar trebui să susținem noi, cam așa spune și prin ordonanță și prin instrucțiuni, dar ținând cont de faptul că s-au făcut economii după procedura de achiziție, deci după procedura de achiziție față de contractul de finanțare relaționat cu Ministerul Dezvoltării, reieșea o valoare de 221.000. Ori acum, ca și restul executat, ce mai are constructorul la școală, diferența ar fi de 46.000. Deci acești 46.000 nu vor fi finanțați din bugetul nostru, vor fi finanțați din bugetul Ministerului. Dacă la drum, după procedura de achiziție raportată la Ministerul Dezvoltării, ne-au chemat și am semnat act adițional cu valoarea nouă după licitație, la școală am insistat eu la Minister să spun nu facem act adițional pentru că valoarea investiției numai procedurii este alta. Nu facem, lăsăm așa. Ia că a fost bine când am făcut, deși Ministerul luase în capul lucrul ăsta că prețurile se vor ajusta în timpul execuției. Deci 46.000 nu ne va da de la noi. Eu fi de la Ministerul Dezvoltării. Dar întâi dăm de la noi și ne dăm Ministerul pe urmă? Nu îi dăm de la urmă. Nu. Se merge de procedura. Deci când îi situație de lucrări, mergi la Minister, recontați situație de lucrări, ne vin bani, rectificare de buget. Poate cum să se înțelege că constructorul, nu? Da. A cerut o sumă în plus, datorită faptului că ar fi crescut salariul. Da. Și numai pentru salariul s-ar fi putut. Asta e singura întrebare? Păi de ce am înțeles? Numai pentru salariul ar fi putut să majoreze prețul. Deci ar putea să majoreze prețul și datorită creșterii prețurilor pe materialul de construcție. Pentru că el, când a depus oferta, a luat prețurile de pe piață. Forța de muncă era nu știu cât la oră. Fiecare muncitor era plătit cu nu știu cât oră. Ori acum, ridicându-se salariile, s-au majorat oră. A, oferta lui a fost valabilă 6 luni. Uite, atunci până acum au trecut mai mult de 6 luni. Salariile în construcții sau... Da, exact. Ei s-au legat doar de majorarea salariilor în construcții. Și TVA-ul pare că le-a făcut zilea. Fără. Ceva de ce? Da, asta face ca să crească valoarea investiției. Da. Pentru noi. Probabil că cu 46 de mii. Probabil că despre materiale nu prea mai e vorba, că e aproape gata lucrarea, da, nu? De materiale nu, pentru că el, eu nu știu cât de mult au crescut valoarea materialelor, dar el o achiziționat în cursul anului 2018 materiale cu care lucrează. Cu clasul, da? Fiecare și pe stoc, deci nu mai putem discuta despre materiale acum. Asta e bine. Da. Dacă nu mai sunt discuții la pentru că această ordonanță intră în vigoare după apariția monitorului oficial.
Deci i-au apărut în monitorul oficial undeva între 10 și 20 ianuarie. Păi ar fi cazul, trebuie să dau următorul, că așa să o înțelegeți. Gămăriți, cine este pentru? Bun, dacă mai așteptăm pe... Da, dacă mai așteptăm pe doamna director, vreau eu să vă mai spun câte ceva. Aveți cuvântul, domnule. Vă ascultăm, Silveț. Vineri, cu sprijinul domnului senator Berea, toți primarii din județul Bacău am fost invitați la o ședință urgentă în ce privește alimentarea cu gaze în județul Bacău. Deci, de ce spun datorii de domnului senator Berea? Din cauza că dânsul a chemat toată conducerea Transgaz de la București să ne învețe sau să ne spună exact pas cu pas ce avem de făcut pentru a putea obține finanțarea pentru alimentarea cu gaz în fiecare localitate din județul Bacău. Transgazul este o societate doar de transport gaz. E numai transport. După ce se face instalația, trebuie făcut o licitație și un operator care acreditat ANRE, care furnizează gaze, poate prelua sistemul și alimentarea cu gaze a localităților. Ne-au prezentat o artă a județului Bacău cu intenția lor de a extinde magistralele de gaz către nord-estul județului. Și varianta spre Vaslui, și varianta spre Piatra Neamț, Roma. Pentru cei care, de norocul nostru, beneficiem ca magistrală să treacă pe la noi, cum e și cazul nostru, sau cum e cazul toate comune din sudul municipiului Bacău, lucrurile ar fi o leacă mai simple. Deci am avea noi de făcut? Prima dată, întocmirea SF-ului. Da? Deci întocmirea unui SF-ul pe alimentare cu gaz. După întocmirea SF-ului, fără niciun aviz de nicăieri, cu care ne-au lăsat surprins cam pe toți, aprobat în Consiliul Local. După aprobarea în Consiliul Local, se face o analiză cost-beneficiu de către ei. Ori ei, dacă vin în teren și în urma analizei cost-beneficiu, constată că vor fi mulți consumatori la gaz, este posibil să se finanțeze doar din fondul lor. Mă îndoiesc că la Paraba o să întâmple lucrul ăsta. Deci dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, vom primi finanțarea de la Ministerul Economiei. Deci această sursă de finanțare pe care o deschide Guvernul de anul ăsta nu va mai fi prin Ministerul Dezvoltării, va fi prin Ministerul Economiei. Tot din rezultatul acestei analize cost-beneficiu, dacă Transgazul constată că totuși ar fi un număr mulțumitor pentru ei de consumatori, ar putea să facem bugetarea jumate-jumate. Să spună, da, uite, eu pot să-mi permit Transgaz din bugetul anului ăsta să vin, să-ți duc o țeavă doar, nu știu, până undeva în zona primăriei, iar tu să o duci mai departe până la Răgăi. Dacă poți să recuperați investiția în timp. Păi asta e. Deci trebuie să gândească dacă își recuperați investiția în timp. Aseară am primit un mail de la DIU-ul nostru cu gazul și îmi cere ca astăzi, dacă este posibil, să dau numărul de consumatori la DI, deja să se ia legătura cu Transgazul, să vină Transgazul în zonă, să începem deja o... Numărul de consumatori cine îl dă? Numărul de consumatori trebuie să-l dau eu. Numai că mailul meu a venit aseară târziu, doar partea scrisă, iar tabelul meu a venit, am sunat astăzi și acum aștept pe mail din moment în moment să-mi apară tabelul, să văd ce prevede tabelul, să văd dacă aș putea să-l facem astăzi. E un consum estimativ, așa s-a discutat și acolo. Deci am discutat cu toți directorii la Transgaz. Eu n-am de unde să știu acum câți consumatori pot apărea. Am la început, el îți spune că da, și că urmând, când vede prețul, înseamnă că aia sunt mai bine. Da, da. Sau mai e. Sau invers. Sau mai este. Da. Deci toată lumea de acolo, însă hai să gândim în perspectivă. Nu gândim pentru ziua de astăzi, să ziua de mâine. Da? Poate nici alte investiții.
Bună ziua! Scuzați, întâlnirea. Dacă v-ați amintit și eu la început, am fost doar cu mai restrictiv, așa am zis, pentru dar eu gază. Dar am zis să o vedem pentru viitor, nu pentru, pentru ziua de astăzi, ziua de mâine. Am zis, aștept mailul, vedem cine cere tabelul. Chiar și președinții bine așa să purtăm în discuții, să vă dați cu părerea cam câți posibil racordați să fie de eu și câți posibil racordați în Lătoarea, câți posibil în Drăgușani, în Palava. Eu azi seara stăteam și mă gândeam și luam casă la Drăgușani, așa, cine ar putea să fie ăla, 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 și începeam să mă apidești. Nu prea mie să s-o părere. Că site-urile sunt foarte de populate. Să fie aproximativ. Postul e undeva de la 4-5 ce s-a discutat? Posturile, dacă ar fi să o facă Transgazul, și bănesc că și pe aceeași poveste și dacă ar fi cu finanțarea așa la noi, posturile nu ar mai fi mari. Pentru că legea asta a gazelor, a apărut anul trecut legea gazelor, în care pe constructor sau pe operatorul care suportă finanțarea și execuția, te obligă să îi duci omului gazul până curte. La limita proprietății sau la limita proprietății, acolo unde se va pune contoar, probabil. Da. Și acolo, fapt cel l-ar scuti pe cetățean să plătească racordul la casă. A? Deci vine și face racordul. După racord, când vreau să duc două focuri sau trei, e treaba mea. Deci acolo am generat costuri. N-ar mai fi prețurile alea care le știm noi de 5.000, 6.000, 7.000 de racoane. Da. Ori operatorii ăștia care furnizează gaz, nu prea îi văd interesat să se bage în treabă, nici măcar acolo unde există. Cum ar fi cazul Solomțului. Solomțul are două localități alimentate cu gaz, două nu. Furnizorul este de gaz green. Vorbeam cu prima așa, într-o discuție de-a noastră, cu orice demersuri au făcut către Delgaz, Delgazul nu-și permite, sau nu vrea, sau nu poate, să-i alimenteze celelalte două sate cu gaz. Ar mai fi problema așa, dar bun, nu e a noastră, cum ar fi Orbeniu, care are gaz până nu știu unde, tras până la primărie, abia funcționează de DRS-ul și silosul de cereale de la Cerban. Și de atâția ani. Și de atâția ani. Eu cred că mai degrabă și mai ușor funcționat vor deveni sistemele noi, astea făcute acum. Da, dar vorbim doar director să nu ținem mult din activitatea de la școală, să îi dăm drumul la proiectul 3. În ceea ce privește rețeaua școlară, am făcut o solicitare către dumneavoastră în urma aprobării planului de școlarizare pentru anul 2019-2020, care a fost aprobat în Consiliul de Administrație al Școlii din 6 decembrie. Această adresă a ajuns la dumneavoastră, apoi a fost comunicată Inspectoratului Școlar Bacău. Noi am primit avizul de conformitate pentru a organiza rețeaua școlară în anul viitor. Dacă sunt probleme la nivel de comună, vă rog să ne solicitați aspectele negative și să dezbatem problema. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 de terasa Comunei Parava, județul Bacău. Consiliul local al Comunei Parava. Având în vedere, expune motivele primarului comunii. Adresa numărul 12.328 de 60 din 23.11.2018, transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Avizul numărul 13.012 din 11.01.2019, emis de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, referatul de specialitate, ordinul MENS numărul 5.235 din 24.10.2018, pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolar și elevi școlarizați în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2019-2020. Prevederea articolului 36
Aletul 6, litera punctul 1 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare, privind articolul 19, aleatul 1.4 și articolul 61, aleatul 1 și 2 din legea 1 prin 2011, legea educației naționale cu modificări și completări ulterioare, și temeiul articolului 45, aleatul 2 din legea 215 din 2001 republicată și actualizată a administrației publice locale, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 de pe raza Comunii Palava, județul Bacov, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se comunică a instituția regului județul Bacov, primarul Comunii Palava, inspectoratului școlar județean Bacov. Mulțumesc. Dacă permiteți, pentru a nu mai organiza clase sub numărul minim admis de lege, pentru că noi ne confruntăm cu o situație de clase simultane, inclusiv la grădiniță. Se plătesc sporuri de simultan, de grupă combinată și la învățământul primar, într-o clasă cu un efectiv de 12 elevi, însumează 3 clase. Nu e normal. Am luat toate măsurile legale, am respectat metodologia să organizăm clase de sine stătătoare și grupe individual constituite, grupă mică, grupă mijlocie și grupă mare, iar clasa pregătitoare va merge în locația nou reabilitată împreună cu celelalte clase primare, deci cele 5 clase, urmând ciclul gimnazial la etaj, niciun cadru didactic nu este afectat. Deci toți titulari au posturi. Da, astea sunt precizările mele referitoare la organizarea rețelei școlare. Păi nu, ce am constatat noi din listă, din anexă, că dispare o școală. Nu dispare o școală. Au fost copii organizați. Păi nu, legea nu ne permite organizarea claselor cu un număr sub 18 elevi. Avem aprobare cu minimum de 12 elevi. Dar dacă într-o clasă am 12 elevi... Bine, și dacă noi nu votăm? Nu votați, vă asumați răspunderea... Hai să desfacem. Vă asumați răspunderea legală, legea educației pune deasupra tuturor intereselor, interesul elevului. Veți da socoteală pentru votul dumneavoastră. Sunteți aleși părinților și al comunității locale. Bine. Votul dumneavoastră vă reprezintă. Eu voi duce la ora 1 să prezint proiectul de încadrare cu votul pozitiv sau negativ. Noi, dar vă asumați. Eu am respectat legea. Am să dezbatem. Da. Cu toate... Domnul Delibasa, domnul Bucăști, te vine ideea, da? Okay. Da. 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 Deci noi am constatat deci că dispare școala Trăbușani, clar. Și vreau noi să știm. Ați numărat copiii din școala Trăbușani? Nu, păi noi n-am văzut niciodată. Aveți acces la informații. Condiții decente pentru fiecare copil. Ce nu sunt? Fie din Drăgușani, nu sunt. La școală la Drăgușani au condiții mai bune ca la Parava. Acum să faci la Parava. Cum să fie așa? La Drăgușani? Cum erau condiții bune la Parava? Dar ai fost la Drăgușani să vezi copiii aia mii să duc la veceu? Mai nu am să discutăm. Da. Bun, am fost la ceva. Concluzie. Eu vreau unde vreau eu să ajung. Deci, o distință s-a avut în vedere un recensământ, o perioadă mai delugată, de 7 ani, să vedem evoluția. Nu 7 ani, avem prognostic cu viabilitatea postului de 4 ani, nu se întrunesc condiții. De dovadă, au fost făcut recensământul în cancelarie și nu pe teren, pentru că unele doamne cadre didactice titulare nu știu unde se termină Drăgușani și unde începe Parava. Scuzați-mi exprimarea că s-a făcut recensământul pe brațe. Așa. Și am luat decizii, am dat notă de serviciu în acest domeniu, dar nu am penalizat decât cu avertisment. Deci sunt copii în comună care n-au fost trecuți decât la verificarea doamnei secretare și ulterior a mea. Care ar fi din Drăgușani? Care ar fi din Parava și spun că sunt din Drăgușani. Deci noi nu locuim în Drăgușani. Limita comunei, da. Deci s-a făcut așa potrivit. Dar nu au viabilitate posturile. Eu cu drag aș ține 5 școli, nu 2 sau 3.
nu putem, nu ne încadrăm la costul per elev. Spuneți-mi asta, e normal să funcționeze o clasă cu 12 copii? Cu 12 copii este normal. 3 clase. Din 3 simultanici. Dar așa funcționează acum. Deci 3 de la Dăbușoara. Așa se funcționează. Păi de asta greșeală e de mult timp. Și s-au putut, deci au fost bani până acum, nu? Păi asta ți-a alocat banii. Acum e chestia din lipsa copiilor. Nu au avut condiții la centru. Câtă vreme se află reabilitare școala și avem condiții, toaletă, apă curentă, canalizare, poți condamna un copil care învață în Drăgușani să nu se spele pe mâini, să nu aibă acces la toaletă și să stea acolo de dragul. La centru s-a reabilitat școala, dar nu s-a mărit numărul, nu s-a suplimentat numărul din clase, sunt aceleași. Sunt aceleași clase individual constituite, la deal este simultan. Nu, spațiul locativ e suficient, nu avem copii în spațiu. N-avem copii cât spațiu există. Dacă era un număr de elevi, mergea școala de rușa mai departe. Asta spun, copiii nu sunt și la dar nu poate sunt la copii. Dar poate la anul mai puțin copii. Da, dar poate mai mult. Nu știu, dar poate mai mult. Stamul trece să mânt pe 4 ani. Permiteți-mi, pentru 4 ani să mânt trece să mânt. Dar din ce în ce, din an în an, copiii, numărul copiilor scade, nu se mărește. Dar tu ai copii, ce vorbești? Dar tu ai copii? Eu vorbesc, am copii și sunt și în Drăgușan, sunt momentan venit și în Parava de dimineață de la 7 până seara la 15-16. Sunt în mijlocul lor. E tristă situația, am avut control de la DSP, nu avem condiții suficiente. Dar nici copii pentru a motiva o investiție în zonă. Pentru că un proiect când se face, îți cere un număr de copii. Dacă nu ai copii, pentru cine investești? Dumneavoastră, dacă nu aveți copii, construiți o vilă cu piscină și două mașini la scară? O vilă. Școala de la Drăgușani s-a făcut de pensionari? Da. Dar Rădoaia are? Nu. Dar Rădoaia funcționează sub ocrotirea ministerului, deoarece acolo se studiază limba română și nu putem reloca. Dacă nu aveau condiții speciale, îi relocam la, prin asociere la Parava. Sunt microbuze școlare, deci avem două microbuze școlare care asigură permanența, deci nu ar fi problemă de transport. În momentul când veți muta, deci trebuie să suplimentați cumva, cred că și vă încadrați? Nu, le diminuăm, pentru că acum sunt suplimentate, sunt 9 curse pe zi, învățăm de dimineață până seară. Bă, nu e altceva, este situația concretă și dramatică prin care trecem, pentru că nu sunt condiții efectiv și ne-am administrat cum am putut mai bine pentru a rezista în perioada aceasta. Și apoi să ne bucurăm de condițiile care se fac. A fost o soluție de avarie, știm cu toții, pentru că s-au mutat Parava acum. Condițiile de și dacă nu s-au mutat Drăgușanul tot în avarii trăiești. Păi tocmai asta e poate și vina noastră. Mulțumesc pentru sprijin că am reușit să o facem zove. Nu găsam soluția. Imediat următoare când se vor repopula, să spune că se întorc din străinătate și mai fac copii, nu e nicio problemă. Aici vreau să intervin. Rețeaua este pentru un an școlar. Deci eu am cerut aprobare pentru anul școlar viitor. Noi, și eu sunt detașat director un an, deci nu știm, directorii se schimbă, școala rămâne a statului, a dumneavoastră, decideți pentru copiii noștri. Chiar dacă sunteți un an sau veți fi mai mulți, să fie sănătoasă, noi știm cu certitudine, dumneavoastră vreți binele copiilor, indiferent ce ar fi, sunteți părinte, sunteți cadru didactic. Problema se pune în felul următor, noi avem niște certitudine la anilor trecuți și precedente, cum a fost școala de la Teiuș. S-a închis, nu mai știu exact, 2019 sau 2011. Dar am aflat că s-ar fi putut menține prelungirea ființării până prin 2016. Iată că mai aproape de noi. Nu pot justifica. Copiii sunt de la Teiuș. Da. Și acum mai sunt. Da. Deci, așa. Nu pot justifica. Odată, închis a rămas. Păi aia e o școală veche și din Paiantă și cum este, am înțeles că la Drăgușani. E altă situație. La Drăgușani există apă curentă, șosea asfaltată și canalizare și dacă nu sunt condiții ca la Parava, ok, astea sunt proaspăt făcute, de ce n-am face și acolo să fie? Permiteți-mi, condițiile pe care le precizați dumneavoastră, nu există copii. Nu există copii, a spus. Eu sunt responsabilă de numărul de copii. Ok, am auzit, dar tot dumneavoastră ați recunoscut ca și o hibă a acestui
proiect că s-a făcut recensământul pe brațe și nu în teritoriu și nu la fața locului. Dar a fost avizat. Și a fost avizat așa. Nu. Inițial l-a făcut așa. După care, când a ajuns în secretariat, noi avem sistemul SIR, unde înregistrăm copiii. Acela este executat de doamna secretar, apoi eu verific. Când am verificat și am constatat că vecina mea, cumnată, țigan cișcate, are fetiță de un an și 7 luni și nu este în recensământ, am sesizat cadrul didactic, a luat măsuri, l-a înregistrat și am transmis ISJ-ului în final recensământul corect. După aceea am solicitat planul de școlarizare. Deci noi am luat toate măsurile legale. Dar vreau să vă spun că ne-am confruntat cu situații diverse. Așa este și noi trebuie să... Dar s-au remediat și am ajuns la final. Și dumneavoastră, dar și noi trebuie să gândim în perspectivă și gândim așa, dacă închizi o școală, că nu sunt copii, e adevărat, justificat, da? Că mai închizi nu știu ce, vrem să crească natalitatea, să infuzia de persoane în lume. Păi tocmai de aia și noi din perspectiva asta gândim așa. Cei care, teoretic, ar trebui să se întoarcă în satele lor, așa? Păi spune, la ce să mă mai întorc? Că școala acolo e închisă, că nu știu ce, nu s-a mai făcut investiții, că nu-i populație, nu s-a făcut. Și e un cerc din ăsta, așa, care zice, păi la ce să mai vin acolo? Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să încercăm să evidențiem. Finanțarea este pe copilul existent în școală și nu pe prognostic. Din perspectiva dumneavoastră, așa este și noi nu putem dar să... Dar nu asta e legislație, domnule, nu perspectivă. Conform legislație. Vrei pe cifre, am aici număr de copii pe clasă, pe tot absolut. Eu dau promovat, cine a plecat îi transmit tot noi nu trebuie. Vrem, că nici nu avem cum să vă acuzăm de vreo rea credință, Doamne, ferește. Dar dumneavoastră aveți procedeile și procedurile dumneavoastră din perspectiva Ministerului Educației. Noi avem și noi perspectiva cetățenească, să zic așa. Noi încă nu avem și o opinie a cetățenilor. Perfect, perfect din punct de vedere al opiniei. Eu am responsabilitatea vieții pe care o vor duce și a carierei pe care și-o vor construi copiii noștri, domnule. Fiecare părinte investește și noastră la dumneavoastră în copil, în hăinuțe în asta. De ce să-l condamn să stea în drăgușan fără să aibă acces la educație? În aceleași condiții, pe 3 clase, câtă vreme la Parava există clasă individual constituită, cu spațiu și cu tot ce trebuie. Să discutăm cu toate... V-am spus care e situația, problema e că mă presează timpul, trebuie să prezint același proiect de încadrare cu 28 de cadre didactice la Inspectoratul Școlar la ora 1. Ați văzut sunt care este stabilizat? Nu am timp. Vă mulțumim frumos. Am fost implicat în triajul copiilor. Dacă se poate să dați hotărârea noastră cu aviz pozitiv sau negativ, îl voi duce mai departe. Negativ. Asta e responsabilitatea. Da, 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 să mai discutăm. Aici vreau să la... Da. La acest... Școala nu va dispărea. Deci tot discutăm de școlile astea de la Drăgușan, că sunt pe structură de cărămidă și armat beton. Le-am putea schimba destinația să le facem noi, nu știu, centri sociale... Și le-am mai schimbat de ani. Schimbarea destinației unei școli este destul de stufoasă. Ministerul Învățământului spune nu desfințe școala, o leșe acolo, da? Pentru că e posibil ca într-un an, doi, populația școlară să crească și atunci școala să se deschide cu drag. Dar că noi trebuie să fim cu ochii pe ea, să o conservăm și să... Să nu se deterioreze, că în rest... Cum e la tăi? Iar dacă totuși vom scoate vreo școală de asta, acest recensământ nu se face, cum spune doamna director, doar pe 5 ani. E valabil doar pentru rețeaua școlară. Adică noi trebuie să facem pe perioada lungă. Că de asta n-am reușit încă să scoatem o școală, să simăm destinația unei școli. Școlile Drăgușan 2 și 3 sunt școli. Da, există, știu. Problema că nu avem copii. Am încercat, iar Consiliul de Administrație a dat într-un final o hotărâre că ar fi de acord. Dar de acolo trebuie hotărârea Ministerului Învățământului, hotărârea Consiliului de Administrație de la Inspectoratul Școlar, plus clar ce destinații dăm noi și destinația nu trebuie să fie departe de școală. Chiar dacă prognoza se face pe 20 de ani. Deci ea trebuie să fie destinație, trebuie să fie undeva de aproape de școală, nu umbli, nu compartimentezi sala de clasă, trebuie să rămân în sala de clasă. Deci ea nu va dispărea. Numai că e ciudat și pentru mine, mai ales că eu am fost absolventul acelei școli, să știu că școala aia nu funcționează. Unde... Plus că avem cereri de transfer ale părinților, ne confruntăm cu situații delicate, pentru că mulți părinți care au copii
la gimnaziu, solicită transferul fraților mai mici din Drăgușan la centru. Cum se pare situația? Da, lucrul ăsta m-am confruntat și eu, de ce nu se acceptă ca copiii din Drăgușan să vină la grădinița la Parava? Păi de ce vin la grădinița? Păi la grădinița la Parava am văzut condițiile, altceva, la Drăgușan săracii, eu că folosesc Maidanul ca să ajung la grupul sanitar. E vina noastră. Trebuie făcut și acolo aceleași condiții ca aici. Comuna asta are 4 sate și așa trebuie să rămână. Așa este. Încet, încet, cum a stăt pe toată aici și atunci o să spuneți păi plătește cu noi la Tiuș, dar vine numai acolo la Parava. Și dacă se investea în grupul sanitar, de celelalte? Rămânea școala cu grupul sanitar. Da, și tot, tot, tot. Acel proiect pe care l-am depus odată pe acele surse de finanțare publicitare, l-am depus iar. Eu personal l-am depus într-un program, îl urmăresc. Nu știu, probabil când ajunge la Ministerul Dezvoltării cu Universității, pentru că la școală am să încerc să mă duc și pe acolo, să vedem cam în ce stat, am stat în contact cu ei, deci el e înregistrat. Dar m-a aruncat sursă de finanțare noi, cu sumă din bani. Păi dă-ți sumă aia din bani, că mai avea ceva făceam noi după la sanitar. Două cabine. Domnul consilier, este vorba de grupul de sanitate, de grupul sanitar în primul rând, în afară de condițiile, cum spunea doamna directoare, este vorba despre... Calitatea actului educativ. Este una să lucrez cu 10 copii în clasa a 4-a, la școala Parava iar să lucrează cu aceeași chestii, când s-ar putea fiecare cadru didactic să lucreze cu număr de copii și să lucreze în mod civilizat și în mod normal și frumos. Și dar doamna Bacica Zahar, ea cum a lucrat la timp? Domnule, am fost, domn, de ce nu vreți să înțelegeți? Dacă îmi permiteți, noastră, dacă ați luat clasă pregătitoare de la zero, este foarte ușor să-i coordonezi 5 ani, având continuitate la catedră. Continuitatea e favorabilă și copilului. Învață cu același cadru didactic, nu mai aude ce se dezbate la clasa paralelă, pentru că e simultan, acolo se transmit informații, ora este fragmentată, nu are timp suficient pentru fiecare copil, deci ne confruntăm cu probleme în interiorul educației. Asta este vorba. Nu neapărat spațiu. Spațiu, este vorba și de aptul educație. Și de alte dezavantaje, dar care probabil ar fi considerate și mișoare. Dezvolt atenția distribuției. Atunci ceea ce facem, lăsăm să acei copii să nu poată, unii dintre părinți o să-și ducă copiii la alte școli, nu de la Arabo, o să-i ducă la Răcăciun, la Orbe. Și pierde. Domnule, stimată doamnă secretară, stimați colegi, stimate doamne invitate, participante. Referitor la acest proiect, nu știu, n-aș vrea să se înțeleagă că dacă proiectul e venit din partea unui partid, ceilalți gata, nu-l votăm că dă PSD-ul. Sau dacă l-ar da opoziția, nu-l votăm că îl dă opoziția. Deci noi aici votăm, deci lucrăm pentru comunitate, mai ales pentru interesul copiilor noștri. Și noi, la ședința din decembrie, am votat funcționarea rețelei, da? Bine spun, doamna directoare. Da. Deci aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ pe universitar pentru anul școlar 2019-2020. Strict, una. Deci noi nu am votat desființarea școlii din Drăgușani. Nu. Dar pentru faptul că nu sunt copii, normal, copiii vor fi de aici. Și nici de rămâne. Da. Dacă s-ar putea consolida, dacă s-ar putea menține, să o folosim pe viitor, în momentul când vor fi copii, cu cea mai mare plăcere. Deci noi am votat aici pentru interesul copiilor, pentru calitatea învățământului, pentru vorba aia. Este doctrinat pe niște condiții mai bune lor. Acum, intru în contradicție cu colegii mei, dar vreau să vă întâlnesc cu copilul deci, mănuțe la grădiniță. Pornim din primii pași, simțiți alături de ei bucuria când sunt copii în sat care nu au condiții și vin, stau câteva minute în fața oglinzii, se spală cu apă caldă, spală fața. E mare lucru pentru ei că au... Da, acces la acolo, da. Asta vă privește pe dumneavoastră. Exact. Eu organizez rețeaua școlară, am solicitat un an și vă rog să... Știți ce se întâmplă? Acum, da. Nu a terminat domnul Ciubădaru. Mă iertați, aștept. Să-ți dat cu acum ordine. Să același partid, așa vorbim. Păi nu, nu. Îmi cer scuze dacă intru în contradicție cu o parte dintre dumneavoastră, dar eu spun realitatea. Iar noi, dacă am fost aleși de către Consiliul Local ca membri în Consiliul de Organizație, am fost aleși de către Consiliul, nu de către un partid, de către PSD, PNB, Liberal, să mai știu eu ce. Deci noi aici, deci noi la școală reprezentăm interesul... Comunității. Așa, a comunității. Și de-aia zic, fiecare, deci în momentul când va vota, să voteze cu mintea și cu luciditatea, nu... Sentimental. Așa se face.
Proiectul ăsta de hotărâre n-a nicio treabă cu culoare politică. Copiii săraci nu sunt colorați politic. Eu n-am inițiat proiectul ăsta de hotărâre că sunt reprezintă un partid. Deci eu am inițiat proiectul ăsta de hotărâre că e obligatoriu să aprobăm rețeaua școlară ca școala să poată funcționa în anul școlar următor. Deci nu, nu are nicio treabă politica cu... Ba, dacă a luat după politică, la banii care s-au alocat anul ăsta în buget pentru învățământ, ar fi bani destui. Un buget istoric. Asta e temă pentru următoarea dezbaterea bugetului. De Parlament și să vedem când îl detaliază pe minister pentru ce ori fi prevede să fie detalii. Da, eu nu văd că domnul Dereba, vreau să spuneți ceva. Comentare, colegul meu, nu vă mai scrieți, stimați colegi, când aveți opinii diferite. Tocmai asta poate să nască o soluție bună, dezbaterea în contradictoriu. Atâta vreme cât se poartă civilizat, e foarte bine. Și, stimate, dragă colegă, dumneavoastră spuneți ce ați fost, ne prezentați cu ce ați fost informat pe 6 decembrie. Foarte bine. Noi nu, să nu credeți că nu înțelegem situația, e foarte gravă asta cu depopularea satelor. Dar, stimată doamnă, când a fost la Teiuș o întâlnire cu cetățenii, acolo chiar a fost la școală, a chemat părinții și a prezentat situația, doamnă, trebuie închisă școala. Parcă tot așa emoțional, întâmplător sau nu, a venit cineva și a spus școala asta are 100 de ani. Asta pic într-o zi pe copii și eu moar pe toți. Știți ce s-a întâmplat? Toți părinții și-au dorit să nu mai audă de așa ceva. Deja și imaginau, nici nu vreau să descriu scenele probabil care s-au petrecut în mintea acelor părinți. Și gata, a picat toată zbaterea noastră. A fost domnul coleg. Aveți certitudinea că a fost loc de nu, nu, nu. Vreau să vă spun altceva. Acum ce s-a întâmplat? Nu întâmplător, școala din Parava s-a făcut frumoasă, copiii vor veni aici, a spus că pentru un an, da? Îi propunere. Vor veni și vor vedea că e așa de frumos aici, încât sigur copiii nu își vor mai dori. Vedeți? Dar asta vă doriți. Nu, dar eu mă uit la fetița mea. Să pleci la condiții, ca să stea cu cuiva, Nu. Dar văd că vine fetița obosită de atâta mers cu microbuzul și mă gândesc ce bine ar fi fost să fie în fiecare sătuc copiii măcar până la școala primară. Convingeți populația îmbătrânită din Teiuș să ia măsuri pentru populare. Se face, doamne, populația nu se va convinge cu vorbe, ci se face că ținem de tot proiecte de dezvoltare reală. Și ați văzut că... Noi vă sprijinim, facem programe educative, avem parteneriate cu diferiți agenții economici, știu eu, culturali. Facem și ține de noi. Oamenii activi în majoritate sunt cei plecați afară. Să nu credeți că ei nu se uită. Ei sunt cu un ochi acolo și cu un ochi aici în țară. Și să uite, oare ce se mai întâmplă prin comuna noastră? Haideți, vă rog, să mă dați avizul sau nu. Eu trebuie să prezint la inspectorat, sunt condiționat. Nu înțeleg. Nu pentru politici de mâine. De asta vă ocupați dumneavoastră de politica demografică viitoare. Vă rog. Chiar aveți dacă sunteți de acord. Îl desemnăm pe domnul responsabil. Să ocupi această temă. Aș da un răspuns pentru colegul. Dacă dumnealui a fost obișnuit la simultană, așa, și spune că a învățat în condiții foarte optime, uite, eu, copiii mei, nu i-aș fi dat la simultană, așa, și preferat să... Nu, am învățat așa pentru că așa era, nu era o alternativă. Și acum așa e, ce putem face? În momentul când înveți la o simultană, atenție, vă rog frumos. În momentul când înveți la o simultană, nu ai aceleași condiții ca cum ai învățat în... Domnule, și vă uitați! Dumneavoastră poate că ați învățat la mulțiri în clasa 8-a, un rând în care îi învață, nu știu... Dacă învață bine din clasa 2-a și clasa 3-a. Nu, discutăm aici, domnul Soare, pentru că asta e dezbatere. Dar vreți să înțelegeți că doamna dintre... Am înțeles. Vreau doar atât. Dezbaterea noastră poate să vreau doar atât. Nu vă uitați la mine ca la un GG contra. Eu am vrut doar ca să punem în dezbatere pe toate aspectele ei. Și asta am făcut-o. Și e rău în asta? Dar nu e rău. Doamna directoare, că nu se diferențiază școala. Nu. Domnule, oamenii se uită la noi până așa ca ei. Și mărți. Și dacă fi ideea asta așa, să analizăm pe toate aspectele ei probleme. Păi v-am spus că vreau să închei și încheiam foarte bine dacă nu mă întreb. Vorbesc ca mult, domnul Tiribasa. Tocmai de asta sunt. Da, era simultanii să trage. Domnul Bogă, spuneți dacă aveți ce am spus. Deci, se aduce aminte când a fost cazul Teiuș. Deci a fost o reală dezbatere. Ședință cu
părinții, consilieri din satul respectiv. S-au dezbătut cu mult înainte. Și în Consiliul de Administrație, în Consiliul Local, s-a ajutat până la asta ajunge la... Da, domnule, și la Paraba s-a păstat ce-o vrut aici. S-a discutat, hai să ai ideea. Nu prea a fost o dezbatere. Am auzit noi până acum dezbaterea asta? Numai puțin, dacă pe metodologia prevede prezentarea situației în Consiliul Profesoral. Din fericirii sau nefericirii, și noastră aveți acces la informații prin doamna educatoare. Deci a participat la Consiliul Profesoral și am semnăturile tuturor participanților când a prezentat proiectul de școlarizare. Și spre surprinderea mea au fost de acord, pentru că și deci au fost dezbateri în Consiliul Profesoral, s-au organizat ședințe cu părinții. Asta am întrebat. Am înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație al școlii, drept dovadă au participat membrii dumneavoastră desemnați. Am obținut votul favorabil, am primis adresă și către primărie și către ISIS, deci am respectat toate procedurile legale, fără să popularizăm foarte mult, doar factorii implicați au participat. Da, dacă sunt ședințe cu părinții și... Da, asta am întrebat. Da. Și mai bine la consilierii locali din satul Drăgușani au participat și au fost întrebați. Au participat, ne-au ajutat cu transportul, ne-au sprijinit cu materiale, am făcut tot ce s-a putut acolo. Da, asta este. Bine. De asta am și supraviețuit. Dar cum ați discuții, să punem la vot proiectul. Ai fost, ia-o fi de liniște, vă rugăm. Să punem la vot proiectul. Da. Cine este pentru? Eu nu mă contrazic, am votat pentru. Nu vă rog. Tu vă arăt că sunt pentru? 7. Bun, dacă s-a votat până când vă, doamna secretar vă poate da o tărere, că am zis că vreți să plecați pe asta stabilată, da? Da, trebuie să ajung. Dați să ne ai câteva informații de funcționare. Cine este împotrivă? Da. Cine se abține? La menționat, domnul Vede, domnul Bucă, domnul Tribaș, domnul Blag. Și domnul Mare. Cine abține? Da. Articolul 32 din Constituție spune că dreptul la educație. Deci dumneavoastră nu sunteți în... Dar nu e nicio problemă. Sau... Se pot face contestații și fiecare va da justificare votului pe care îl asumați cu privire la viitorul jucătorului. Da, părinte, credeți că copiii la... din dragul nostalgiilor. Dați-ne câteva detalii despre funcționarea programului After School, după voia domnului consilier și chiar și eu. Da. În ceea ce privește desfășurarea programului After School, sau demara procedurile, a fost aprobat la rândul lui cu aviz favorabil de la ISJ, trebuia început în primul semestru al anului școlar. Datorită situației de relocare în Drăgușani, nu s-a desfășurat pe parcursul primului semestru. Parțial de pe 22 ianuarie anul curent, prin reorganizarea programului școlar, ca să nu fie afectat programul școlar inițial, au rămas în continuare în școală până la ora 3, în funcție de cum termină, de la 12, de la 1 și clasa 8 de la 2 o pot face într-o singură zi, doar o oră. Este o organizare interioară, coordonatorul domnul profesor Balan Ciprian se ocupă de acest lucru. Începând cu semestrul acesta de ieri, au rămas în locația propriu-zisă la Drăgușani, cei de acolo, primara Drăgușani și 5-8-ul gimnazialul, la Parava, clasele primare care funcționează în grădinița cu program normal Parava, iar grădinița din Parava și clasa pregătitoare, cei din schimbul 1 de aici, merg cu microbuzul școlar în Drăgușani, până la relocarea copiilor în spațiul școlar. Este foarte greu de acceptat, ne-am dus mult cu programul, am afectat și programul microbuzelor școlare, am solicitat înțelegere și am compensat cu timp liber, pauză de la 8 la 11 pentru șofer, pentru a nu intra în conflict de muncă, să nu depășească 8 ore pe zi. Ultima discuție a mea cu constructorul în școală, mi s-a spus că undeva a 20 o să vină cu adresă la mine să ceară, să fim de acord cu o recepție parțială. Deci nu recepție la terminarea lucrărilor. Deci că am terminat treaba pe interior. Ce rămâne de făcut pe exterior și rămâne foarte, foarte puțin, nu va putea executa acum. Și am putea aduce copiii, nu știu, dacă cu 1 martie, dar poate cu 5 martie am putea să aducem în școală bară. Total de acord, atunci se revine la program de un singur schimb.
cu condiția ca, nu știu, vacanța de primăvară, dacă vremea va fi favorabilă, el să vină și să termine treaba. Adică e vorba de fațadă pe intrarea în școală, undeva da, asta la e postul strict, de... strict administrativ. A, da, nu știu dacă o să-și permite el să ia o... Tu, dacă-i vacanță, nu afectează programul școlar. Când să-i pline. Mai degrabă vine sâmbătă și domnica, sau mă rog. Da, noi în perioada vacanții intersemestriale am... În vacanța intersemestrială am mers cu cadrele didactice, am monitorizat spațiul, s-au efectuat manevre de curățare a spațiului de igienizare, am dus o parte din mobilier. Așteptăm montarea lămpilor să putem pune tablele pentru copii, adică tot ce putem face fără prezența copiilor, ne ocupăm de acest lucru. Și avem sprijinul tuturor cadrelor didactice. Ce problemă o să mai avem noi? Acordul la energie electrică este făcut, e undeva la Delgaz acum. Investiția o derulat pe Consiliul Local și a trebuit eu să semnez contractul. Domnul de la Delgaz mi-a zis, dar bun, vii tu și semnezi contractul. După ce semnezi tu contractul, trebuie să vii din nou cu doamna director ca să faci preluare de contract. Da, poate nu putem prelua drept, dacă da, pe școli nu am nimic împotrivă. Da, s-au mers pe varianta, au rămas să studieze asta, asta să... e... pentru că vă preluați contractul, vei. Da, continuăm înnoire de contract. Este aceeași unitate de învățământ, personalitate juridică, facturile le primim, deci nu sunt probleme, avem contorul la limita proprietății, am discutat un pic pe da, tema aceasta și așa e normal. Când îl am, comunicăm și mergem împreună. Să... Mulțumesc. Da, ca să fie regulat, câtă vreme beneficiarul direct este școala gimnazială Parava, e normal contractul să fie pe școală semnat de noi, ni-l asumăm, e regulă. Și plătim facturile, deci nu sunt probleme. Eu vă mulțumesc. Sper să fie... Dacă vreau să sunteți în mijlocul nostru, poate aveți nevoie de vreun sprijin și vă putem ajuta. Am solicitat și în scris și verbal de fiecare, dar numai cu cerșitul vin. Tot timpul vin și cer ajutor. Foarte bine, cereți ajutor. Și am primit de fiecare dată, ne desfășurăm activitatea în condiții normale. Mulțumesc. Nu sunt dacă sunt problemele diverse, la diverse, să vă schimbăm pentru dumneavoastră. Da, vreți o pauză? Vreți să vă schimbăm bine? Referitor la gaz, nu știu, am votat cu bunătățirea condițiilor. Cu bunătățirea am votat cu toții când a fost cazul. Aici era vorba despre altceva. Da. Constantin, nu cred că. Da, deci de dacă eram părinte și... Da. Așa venea și vorba, decât cum? Nu lași mic copilul în, la hazna și nu-mi lași să duc la... Dar pe bine. Dar alege fiecare părinte, domnul Bobo. Alege fiecare părinte, unul. Dar nu înțeles. Dumneata, mie limitez să duc acolo. Păi nu, nu l-a limitat nimic. Păi dacă o aprobă aia. Profesorul respectiv... Dar n-am votat împotrivă, domnul. Mă, mai sunt eu, n-am vrut să fiu împărtat să facă ceva. Nu-i același lucru. Cum să fie ceva? Ce mai spune, domnule, mă, cu cele de copii? La gaz, nu mai știu unde a rămas, dacă v-am spus tot. Vis-a-vis de alimentarea cu gaz. Deci am prima condiție și într-o mine. Ce dacă tabelul cu numărul persoane acolo? A, cu tabelul cu numărul persoane, da. Haideți și un dat număr de un posibil număr de raportat la gaz de aici. Da, poți să așa, așa, dar nu știu. Și să te mai din magistrat. Da? Indiferent că vor subvenționa noi și va construi, nu știu, o firmă care putea să câștige licitația, indiferent că îl face SNT-ul, deci ei vin cu gazul până la limita proprietății. Estimativă. Cam 4.000 de lei. Deci dacă e nevoie să stabilizeze. Nu poți să stai. Așa și tu
Când îți spune cât e să dai, își pune să măsura metrajul, cât vine tot, atunci poți ști un preț. Aia că nu prețurile chiar așa, că și la mai făcut să știi centralii de aparat. Și fiecare om și-o cumpărat. Vă dau afară, nu știți. Dar nu poți să spui așa, nu? Trebuie gândit de azi pe mâine, trebuie gândit de azi pe mulți ani de acum încolo. Poate că eu știu fermier, poate că ești la cumpărătorie. Eu am să încerc să fac un tabel, să văd câți oameni... Dar cât mai dă de loc? Cât trebuie asta? Cât mai dă de loc? Voi veni și dau la rău. Și normal nu știu, el e plecat acum, trebuie să-l întrebi în vară. Cine știe când mai revine? Nu văd chiar dacă revine o lună de zile, când revine acasă, el dacă acolo unde lucrează și unde ieși, are condiții în mare să-și facă aici aroa. Eu mi-am făcut în care am comprat. Am adus un instalator, am făcut și aveam pe totul pe interzit. Eu am stat, stăteam așa la sală și analizam și încercam, am luat de acolo la mine, de la Locuiescu, tot Drăgușaniu, cam cine ar fi potent să se racordeze în următoarea mai trecut secundă după finalizarea instalației de alimentare cu gaz. Prima asta și m-am gândit, bun, ăla se racordează, ăla se racordează, dar mă gândesc la toți utilizatorii de butelii. Da? Că butelii folosești și o vârstă și majoritate. Eu cred că mai ușor le-ar fi să se racordeze la gaz decât să iau butelia, să mă duc pe ea în spate la nu știu ce centru de butelii. Bine, acum devine de rău centru de butelii să fie toate culițele, dar să mă rog, pe străzi. Da, dar sunt cam scumpi și de 500.000 pe o butelie da, și la gaz nu mai dă. 600.000 pe același gaz la gaz butelie. Mai mult de 150.000 nu te costă 15.000. E foarte bună ideea, dar este mare. Foarte bună. Cine are gaz? Deci această instalație, indiferent de cine va fi construită, dacă va fi, operată de un operator avizat la NRE, pentru a furniza. Poți fi pe-al gazul, poți să fii... Problema să pun ce fac ăștia cărăușii din lemn. Asta e asta. Problema lui. Dar pune problema în viitor cu pădurile. Așa e. Nu mai sunt așa multe, că s-au tăiat. Și atunci o să pot să nu drumul. Deci, pe un termen lung, aș estima un număr mare de consumatori. De azi pe mâine, sigur. E cu semnul întrebării. Cât poți? Trebuie să mai așteptăm de acum. Hai să dăm o marjă, să avem 80%. Nici 50%. Cum am pățit cu apa? Pentru mâna care e mare, păi la apă, la dacă țineți minte la apă, ziceau la început, nu se racordează. Nu e apa, dar la apă, 37% cade din casele bătrâne, pentru că bătrâne nu prea racordează. Domnule, nu își racordează el, dar mai din capul să știi și tu. Domnule, țineți minte că la apă era la început, că nu își racordează și pe urmă ați văzut că au trebuit să ajungem cu un al doilea poț, că nu ne ajunge apa, pentru că lumea s-a învățat numai să duce la fântână. Nu mai duci cu boti cum e problemă în Marar, cel puțin la voi acolo și la Teiuș. Acolo chiar necesită. Nu, dar chiar trebuie la voi, nu acum ceva. Aparat să mai suplimenta și să folosea la Lidia, dar nu mă suplimenta. Foarte de rând, nu, ar ca să fie că se vorbim ăla de perioadă. Mai ales că după ce ați văzut că la buget se spune că partea de asistență socială ne va reveni nouă, da? Deci la partea consiliilor locale, deși nu cred că nu o să facă față, cred că nici o primărie nu o să facă față să achite numai salariile asistenților personale, care văd că din zi în zi se înmulțesc.
În zona noastră. Mediul rural, mă refer. Da. Așa, da, păi eu mă refer pe total țară, că numai la noi ar fi. Vă gândiți, veniți cu o soluție, vă pun mașină la dispoziție, vă pun un om care să vă asigură cu bani și o siguranță că o să lucrați cu bani sau o să veniți cu bani din teren, să încasăm cât mai mult să ne putem face, să vă puteți lua și pe salariile, să ne facem treaba. Să putem achita către abis această clasă de salubritate, să nu fim nevoiți să o subvenționăm. Poate putem încasa. Noi ne-a dus o primară Strelea, prietene. Datorici la gunoi. Da. Am uitat pe Strelea. Auzi, da. Și sunt care, oameni care au cum să plătească. Sunt serviciul. Și au să primari. Și dau și gunoi. Una este că se cer cu cuiva care a dat de 59 de ori pe an. Catini care duci cu care n-am dat deloc. Apa la tine, domnule. Trebuie să o dați voi. Abia aștept. Cu asta vreau să domnule. Am prezența la asta. Este asist un contract. Se va de mine. Vreau să interveniți un pic în ulița. Nu în ulița voce. Toate ulițele. Toate ulițele. Azi încerc să intervin în Dara, deși nu fac mare lucru, dar... Acolo, după o intervenție a noastră, puterea săpiei de pe versant, locul matat, Buldoi pregătit cu lamă de zăpezării, nu știu cât timp îmi pasă în bine, l-am trimis acolo, vreau să-l verific după ședință, să demnă domnul să facă ceva. Domnul Rupaie, știu, bătrânul, da? Are bolnav, are grijă domnul Bocea, familia Bocea. Da, știu, chiar știu că asta fac. Cât de curând îl deschemi salvarea, că simte foarte rău, nu știu cum o să ajung salvarea până la domnul Rupaie. Toate ulițele se păstrează așa, asta este vătăpirea zăpezilor. Fiecare am fost așa și așa. Da, problema că ulița de la, de la Borcea până la intersecție Drobăte, a fost drumul foarte bun. Dar după ultima dumneavoastră intervenții, l-ați făcut bază, domnul Dragă. La ulița lui Lupu, ce e acolo? Dar nu e interesat de acolo e altcineva, dar știi. Domnul primar, era palatul ăla cum se așa, bătuți, mai puneau leacă mărunt, s-a băgat, s-a dus pământ, s-a pus pământ, mai rău s-a făcut. Disciplu, s-a găsut și bani. Da, știu povestea, am văzut-o și eu, trai să o remediem cât de repede putem, când vremea ne va permite. Încercăm să remediem. Deci ultima bală asta, cât mai aveți timp, până am vizit până la repede. Da, ultima bală asta, pentru că acolo nu a ajuns bala. Dar și unde au ajuns, mai rău s-a făcut? Ai rău să făcut. După aceea l-a plimbat. Ai rău să făcut. La voce a fost bun. Era bun, de. Trebuie să cumpărăm pe ăsta, sort. Referitor la apa la Teiuș, apa la Teiuș ne creează mari probleme de ceva timp. Am adus mama specialiștilor de prin zonă, mai, de fapt, nu mai mult, din mare. Nu s-a reușit de păpenat poate, nu? Prieteni mai legat la Galați. Săptămâna trecută am intervenit de două ori, două ori am fost pompa din puț. Nu s-o arzi deloc, dar lăsați-mă pe mine să vă spun tot, da, și vă spun și adevăr. L-am adus cu camera și-o filmat puțul tot până la 220 de metri. Puțul este nisipat pe coloana de 30 de metri. Acum că e nisipat pe coloana de 30 de metri, debitul i-a scăzut la jumătate. Deci el în loc să bage undeva 3 metri cub jumate pe secundă, noi mergem pe oră, da? Noi mergem acum cam cu 1,20 m, 1,5 m cub pe oră. Tot cu camera asta, i-am dat omului studiu orașul, l-a luat, l-a studiat, îl studiem în paralel, discutăm telefonic, inclusiv ieri, m-a sunat să vadă cum mai stăm. Acest puț este compus din trei filde, deci trei izvoare. Primul e pe la 70 ceva de metri, exact așa cum a zis Ondori atunci, la timpul ăla, care dă un debit destul de mic. Al doilea este pe undeva pe la vreo 140-147, care iarăși nu dădea un debit suficient, de asta a fost nevoie de emitere dispoziției de șantier și adâncirea lui până la 220 de metri. Ăla de la 190 este destul de puternic. Izvorul, pentru că îi la fundul lacului de acumulare, la nivelul Căciuni, se creează o presiune în pânza freatică și ar da apă sub gen. Faptul că e nisipat, nu mai dă la capacitatea care trebuie. Și în celelalte filtre, pe ăla de la 70, pe ăla de la 135,
par a fi înfundate, înfundate, parțial înfundate, pentru că din stița forajului rezultă un pământ, o argelă nisipoasă, lucru care l-am constatat în timp și se pune așa ca o, ca o gelatină în timp pe bazin, bine, în timp delungat, nu se depundează pe mâine. Și ne-a sugerat acum și aș vrea mâine să încerc cu el în direct la telefon, să încercăm să facem noi această desfundare a filtrilor, care se face cu sare, sare, și acet-acetic, într-un proces de nu știu cât. Aș vrea să vedem cum să ne... să ne vețe ce avem de făcut și cum să facem, să încercăm să desfundăm noi și să dea debit. Deci pompa merge la ora actuală cam... Nu are debit. Ca un minut pe debit, după care se oprește. Se oprește până când o oprește și se aude cum curge apa de la izvorul, de la filtrul numărul 1. Se adună, pornește. Deci ea nu merge constant să bage 3,5 metri. Dar la ce adică e pompa acum? Pompa acum e la 120 de metri. Bun. Ar trebui dusă mai în jos. Dar, o duci mai în jos. Dar nu-ți mai bag, bagă, bagă, pentru că în paralel vorbeam și cu Lachi, Lachi fiind executatul forajului și profesor în foraje, și i-am spus și lui, ajută-mă cu denisipatul ăsta, vină și mă ajută să-l denisipez. Nu pot să te ajut cu denisipatul, pentru că eu am trei instalații în lucru, un, cea mai aproape din Vaslui, una e prin Ucraina și una e prin Oltenia. Nu am oameni, n-am cu cine denisipat. Ce s-o, așa de repede, la Parava e de atâta de ușor. Pe de sus, 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 s-au cimentat acolo, s-au depus în timp, aparatul funcționează de când știți și n-am auzit... Păi apă distilată. Da, nu m-am gândit o secundă că acel pus se poate nisipa. Ia că a fi nisipat și nici n-aveam cum să constatăm. Deci n-aveam cum să vedem la 220 metri decât cu ajutorul acest om la galați care a venit cu camera. Aceste lucrări de nisipare nu se fac pe timp de iarnă. De ce am înțeles eu de la ei, ar fi, vin cu niște pompe, barcotează cu aer, să-l scoată de acolo, să-l dă pump cât durează. Păi, nu pot să spun cât. Dar mai puțin de două zile, nici într-un caz nu. Asta înseamnă că mi-au o zi să vin de la galați cu instalația, să vin să mă montez și două zile să barbotez, dar nu-ți garantez că două zile eu să l-am scos pe tot. I-am schimbat din nou țeava, am pus o țeavă mai groasă în carne, pentru că cumva rămâne fără apă, să văd să vedeam gol. Când am scos-o săptămâna celălaltă, apa era caldă. Deci așa, apă, s-o înferbântat decât s-o foi pompa într-o noapte în puț. Dar nu se închide când mai dă de apă, cum? Așa ar trebui. Așa ar trebui, așa trebuie, așa se întâmplă, numai că... Senzorul în momentul care îți dă... Ea s-a oprit, s-a golit și a rămas fără aer. Dar oprește senzorul de la... senzorul de suprafață. În momentul în care începe să picure de la, de la filtrul 1, ea iar îi dă drumul. Deci eu am stat și am urmărit-o pe bazin. Eu, duminică, am stat pe bazin și Florinul a stat la pompă și comunicam cu telefonul. Cât bagă, cât îmi bagă. Stăm pe cronometru, da? Să vedem exact cât bagă. Ne făceam tot felul de calcule, în câte ore se umple bazinul, cum se umple, cum... Deci stăteam pe bazin, s-o oprea pompa, da? Stând pe bazin, începea să curgă foarte, foarte puțin. Deci vreo 10-15 secunde curgea foarte puțin pe o țeavă până când venea, dădea pe amândouă țevele. Deci vreau să termin pe așa, cel mult un minut. Hai să oprim pompa două ori. Deci o oprim de tot. O decuplăm de la energie electrică și o oprim de tot. Să vedem ce se întâmplă. Bun. În momentul în care am decuplat-o două ori, pompa a mers 5 minute continuu. Da? Deci pompa bagă mult mai mult decât debit poate să dea puțocul. De asta Radim mi-a spus, pune mâna și denisipează-l, fă-ți toată treaba acolo și o să vin eu și o să facem din nou un studiu al puțului și să adaptăm o pompă, o pompă care se plătează la puterea puțului de
studiind documentele făcute, nu de proiectant, proiectantul a mers pe studii, a mers pe hârtii, studiind puțul după foraj. Deci după foraj puțul de zi 3 metri cu pe secundă. Da, deci de debitul care l-avea. Da, nu în cazul în care fiind sunt fundate și fundul bazei municipal. Și acum stăm cu popa, stăm cu ochii pe ea, o verific din când în când, seara, dimineața, despre 2016, vara, 2015 am constatat, vara, a fost o leacă secetos, dacă nu mă știu, a fost căldurerea mare și deja, apa acolo. Mi-e frică altceva de ultima, să nu constatați undeva pe lumea parte discată iar doamna principală. Deci o problemă cu citerea izbornului. Asta putem constata oricând, nu luna mare că izbornului. Mi-a dat un pic chestia asta. Bazinul de retendea de la Parava e mai sus. E mai sus decât Teiușul, nu? Nu, Teiușul mai sus. E sus, aia. Deci nu văd eu motoare, nu văd eu că e chestia aceea, stratul de nisip cât s-a adunat acolo, să nu fie coloana de apă. Pentru că coloana dădea undeva, de atâta timp trebuia să dea undeva, a urmărit în toate felurile coloana. Acum 2-3 ani în urmă, 2015-2016, se spărgea, repara undeva și la un 10 metri, la un 2 săptămâni se spărgea din nou. Da, nu s-a schimbat. Dar mai s-a schimbat toată problema, că am zis nu s-a schimbat. Dar am impresia că s-a peticit, nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat, de la Reluși până la... S-a născut suna de caritate, cu aia care... Păi și am înțeles că și acolo a fost spart acum, de ce n-aș spune? Da. Păi nu trebuia schimbat așa? Da, i-am făcut adresa. Păi bine, și acum la școală, cum ca și bagă aptul primar? Bagă? Și acolo aia unde se duce? De bazinul nu pleacă? Dar nu pleacă, nu mai pleacă. Că ieri am închis-o, dar ieri ne fiind alimentat cu energie electrică și ieri și sâmbătă a fost două zile în care n-am avut energie. Bagă, dar nu bagă debitul da. Care e așa. Deci calcul, după calculele noastre făcute de mine și Florin acolo, ar fi cam un metru, 1,2 pe oră. Diferența de ținut. Mai puțin. Dacă reușești și-l umpli bazinul și-l ții sistemul sub... Până că reușesc să... Da. Deci nu cimentat. Dacă... La 70 metri vreau cimentat țara. Au făcut ăștia, că au făcut... Să nu se scurge din izvorul la jos, în fund. Trebuia să lăsăm raza la... Să lăsăm raza la diverse... Cât e doamnă? Ce să facă? Nu trebuia să lăsăm izvorul la 70 metri. Și nici era la 120. Băi, nu, numai la de jos trebuia. Ăsta e fundul. Păi l-au fundat ăsta de sus, părat de jos și nu mai are debit. N-ai cum să nu văd. Eu când îl vedea acolo care venea cu o anumită presiune asupra coloanei, cum? Și se pune virtul. Da, spun, nu. Diferențe de la... Lasă că din fund, tot timpul să-mi fundi zborul de sus. Așa e și la Parava a făcut, stai că vedeți. Da, asta e proiectul lor. Dar cine mai are problemă? Domnul Cimodan. Probleme de cuvântul. Domnul primar, câteva probleme de fond funcțial la capitolul forestier. Spuneam în rândul trecut la ședința trecută că au fost o parte din cele validate pentru anumite bucate din pădure. Și între timp a luat legătura cu pădura la Silvic să fac un control prin zonele unde au fost aprobate, unde există schiți cadastrale. Și întâmplarea a fost că deci pădura a mers la fața locului, dar nu găsesc nici cioate, nici copaci. Și pădurile sunt intangibile, sunt rezerve. Rezervele care trebuie date la oameni. Acum se pune problema. În momentul când cetățeanul va semna pentru primire, el are dreptul ca să-și refuză. Deci nu-i convine amplasamentul, nu-i convine pentru că sunt motivele care mi le-am spus. Lipsă copaci, lipsă urmi, lipsă cioate. Haideți să vă spun ceva. Stați un pic. Deci, să fură de acolo. Cine? Nu marchează acolo. Dar nu-i marchează, dar nu mai există nici pădure, nici copaci. În felul ăsta, cine își asumă răspunderea ca să facă alte schițe cadastrale, ca să-i pună pe oameni în posesie unde îi convine, în plasamentele. Domnul Cipădan, a spus că ați discutat cu pădurașul să facă un control. Da, am făcut. Și-o mers și mi-a spus, domnule, dar mai găsi nici copaci, nici pădurașul, nici nimic. Ascultați-vă un minute. Deci pădurașul nu o să facă control niciodată. Lui. Pădurarul este cel controlat. Bine, bine. Da? Da. Dacă îl întreb pe pădurar, care uauri sunt cumva la dispoziția comisiei locale unde se va face aceste depuneri în posesie? Nu știe, nu poate să știe, nu știe sigur. Deci pădurarul vine de pe noi, nu, noi l-am îndrumat la anumite suprafețe, de exemplu la colegul. Băi, ia tu te vezi acolo, domnul, zic că am fost... La colegul ce? La Lugă? Vrea ca să-și păzească o pădure. Vrea să-și păzească o pădure. Și cine l-a îndrumat acolo? Păi noi l-am îndrumat. Și chiar cum? Păi bine, băi, du-te...
un loc cu tare, există rezerva primăriei, uite așa, am eu, are X, are Y. Nu este. Doamne, m-am zis acolo și că se întoarce pe rindu. Acum știu că dumneavoastră vreți să contraziceți, da? Acolo, unde, acolo unde, va, unde este propus amplasamentul și valibat amplasamentul la tatălui domnul Bupe, nu ai cum să întoci peridocul nici cum. Acolo pădurea e așa. Da? E o pădure. Dar trebuie să băgă să copaci acolo. Nu știu ce faci. Eu am văzut pădurea din cauza copaci. Dar ești foarte. Pădurarul este cel controlat, iar pădurarul fiind nou, fiind nou nouț, că are două luni, trei luni când e cea, el cred că nici nu și-a învățat bine amenajamentul. Da? Ca să știi unde e parcela aia, unde e parcela aia. Învățat aia. Are și cum ești câte nevoie. E posibil, și varianta aia, o explici, că e posibil să... să se mai stragă lemn, dar nu așa. Nu, dar aici așa. Nu există contract de pază, ce spune, n-am nicio primare. Așa e. Aici e o mare problemă pe care nu înțelegeți. Deci nu este noțiunea de contract de pază decât după emiterea titlului de proprietate. Exact. Până atunci, în gestiunea dumneavoastră. A cui? A pădurat. Dar spune, doamne, nu am nicio răspundere, pentru că nu știu exact așa spune. Da, e adevărat că e în gestiunea Ocolului, da? Domnul primar. Ocolului, ce are gestiunea în teren? Pădurat, nu? Pădurat. Păi pădurat, dar dacă nu mai găsești niciodată, atunci pe ce să iei la răspundere? Păi nu, nu, nu! Pădurat, nu! Dacă nu găsești niciodată, hai să vă spun care sunt mașina punerea în posesie, da? Deci odată ce se merge la punerea în posesie, ca să facă dosarul pentru scrierea titlului de proprietate, se întocmește procesul verbal de punere în posesie. Exact. Se întocmește fișa tehnică. Exact. Da? Da. Se întocmește actul de control de fond. Da? Deci eu, Ocol, sunt acolo cu șeful de... Eu, pădurarul, sunt acolo cu șeful de district, cu ciocanul de marcat delicte. Și în momentul în care am găsit delicte, se bate cu ciocanul triunghiular. Nu există, nu există, nu există, nu există. E locul cu ciuata, da. Nici iarba nu mai crește acolo, e locul cu ciuata. Adică ciuata nu va rămâneție. Plasamentul. L-am înțeles. Procedura, nu am discutat așa numai, este blocată. Da. Datorită decizii constituționale, este blocată în ce sens? Este blocat în sensul că Curtea Constituțională nu are decizia la noi. Un articol este neconstituțional, trebuie să nu. Deci Curtea Constituțională au constatat că o punere în posesie undeva prin Ardeal, nu știu, prin județul Alba, parcă nu? Burgea. Da? S-ar fi făcut ilegal. Și au constatat ei că pădurile sunt domeniul public al statului. Da. Da? Pentru a fi pusă în posesie, trebuie trecut în domeniul privat al statului. Ca să fie trecut în domeniul public, în domeniul privat al statului, trebuie hotărâre de guvern. Trebuie hotărâre de guvern. Care s-a dat? Așa. Da? Deci care s-a dat undeva prin luna noiembrie. Da. Dacă care spune eu prezenta hotărârii va intra în vigoare odată cu aplicarea normelor. Și nu apărăm normele. Da? Tot întreb de aceste norme. Cine ar trebui să le dea? Eu sunt de acord. Am înțeles, ar trebui să le dea ministrul de resort, da? Ei sunt cei care gestionează... Am înțeles. Până când vor apărea și normele, să pot întocmi dosare, să facem tot, să fim pregătiți. Da? Poți le-a posesie când se poate face? Nu poți spune cum se poate spune posesie. Nu, dar trebuie date despre prefectură. Dar la Drăguș are scuze. Dar nu ai ce scuze despre prefectură. Păi dosarele, dacă sunt întocmite complet de la noi, merg acolo, acolo se discută în comisia județeană. Nu, nu, atenție. Nu, atenție, atenție dumneavoastră, da? Da. Deci lucrurile stau în felul următor. Un dosar, ca să plece de la comisia locală, trebuie să fie semnat de către toți reprezentanții comisiei locale. Bun, poate să fie ceva și împotrivă. Dar fiind vorba de vegetație forestieră, trebuie semnătura reprezentantului silvic în comisie. Ei, reprezentanții silvicului în comisie, nici la o comună nu vor semna nici măcar cu... Că asta e interesul lor, să nu semnesc. Lucrurile e cu interesul. Să apără... se întreba de această decizie a curții. Eu am discutat și la comisia specială. Am discutat, băi, curilor lor semnează cu... mă rog, cu obiecții. O suna și el la rândul lui, am vrut cu matați. Nu semna, bă, că niciun... Până când nu apare normul de aplicare, nu semna niciodată. Nu știu de ce e băgat aici în Ministerul...
finanțelor. Aceste vor fi elaborate de către Ministerul de Resort, de către Agenția Națională de Restituire a Proprietăților și Ministerul Finanțelor. Ce amestecare Ministerul Finanțelor cu fondul forestier? Domnul primar, tot ei spunea că... Da, deci dosarele trebuie întocmite aici la noi, trebuie dat drumul către prefectură, acolo se votează suprafața, iar dumneavoastră plasamentul. Deci Comisia Locală... Care suprafață se votează, domnul primar? Pe care e propusă, care e validată. Deci votează... Și nu e votat odată. La ce s-o mai trebuit? Păi care e votată? Din Comisia Județeană? Da, da. Tocmai. Dar nu-i discutat dosarul acolo. Cum trebuie discutat? În Comisia Județeană? De cum? O primit... De proces vot? Nu, e adevărat. Dar dacă are validare, domnul Ciubotaru, la ce Dumnezeu vorbim? Deci are validare, pe cât, domnul Bucă? Pe 50 de ani, parcă s-a primit. Ați primit validare? Are validare, acum. V-a primit adresa din 2007, 2008. Deci e din 2008 invalidat. La ce să mă duc eu cu dosarul ăla acum 10 ani? Ce să facă dacă e invalidat? Nu știu de care are invalidat. Păi eu în ședința anterioară ce am spus? Că nu e numai cazul celor 3 cazuri care mi s-a menționat. Sunt foarte multe cazuri. Cazul meu, de exemplu, unde sunt pus în posesie. Da, așa. Cazul nu știu. Dar la încep trebuie pus în posesie, dar... Dar cum te reușit? Cum te reușit? Cu dragul! Ați spus alții nu! E chiar rar! La 160... Vă spun eu cum. Pot eu vă spun cum. Pentru că eu am fost la punerea poziției. El e validat, sau bunicul și moșul, da, validat la legea 1 din 2000, deci din 2001-2002 are validat. 169. El nu s-a cumulat în problemă, 169 cu... Da, bun. Mai înainte. Mai sunt probleme de... Ai putut, da, doamna, după domnul. Nu mai putut să fie. Mai sunt probleme. Nu, dar validat e la legea 1. Da? Și să faci. Legea 1 validat. Da, și atunci am venit eu la primărie și... Hai să trecem la aplicarea legilor fondului funciar pe forestier. Am adus eu un tehnician topo de la direcție, că avea direcția la dispoziție atunci. Un băiat care putea să semneze. Le-a făcut procesul de valoare de pune în posesie, le-a făcut fișele tehnice, n-au fost trimise la momentul respectiv la Comisia Județeană. A apărut o hotărâre de guvern care spune că punerea în posesie se face numai în urma ridicărilor topo. Și au rămas așa, puși în posesie, procesul de pune în posesie, de atunci, din 2005 sau 2006. Adevăr că nici n-am tăiat de acolo. Și nu e unic. Și nici nu spate. Bun. La podul unic. Greu. Da, deci cam asta sunt lucruri. Deci ce se face cu funcția asta? Putem închide ședința? Da, da, da. 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 Da, da, da.